Capitolul 15. Camera ta este gata, spuse Sofia. Stătea lângă mine privind grădina, care părea cenușie și mohorâtă, cu copacii pe jumătate dezgoliți, legănați de vânt. Sofia dădu glas gândurilor mele. Ce dezolant arată! În timp ce priveam afară, două siluete trecură, una după alta, prin gardul de tise din parc. Ambele păreau monocrome și firave în lumina care pălea. Prima era Brenda Leonides. Era înfofolită într-o haină gri din blană de șinșila și se furișa ca o felină. Se pierdu în amur cu o grație misterioasă. I-am zărit chipul atunci când a trecut pe lângă fereastră. Avea același zâmbet palid, contorsionat, pe care îl remarcasem când am întâlnit-o în apartamentul ei de la etaj. Câteva minute mai târziu, Lawrence Brown, parcă mai subțire și mai mic, se strecură și el în amur. N-aș putea spune, decât că nu păreau deloc două persoane care ieșiseră la o plimbare. Erau mai degrabă niște apariții misterioase și eterice, precum două năluci. Am auzit apoi zgomotul unei crengi rupte și m-am întrebat dacă unul din ei călcase cumva pe ea. Dar imediat mi-am amintit că mai auzisem odată sunetul acela, așa că am întrebat. Unde e Josephine? Probabil că e sus, cu Eustace, în sala de meditații. Sofia se încruntă și continuă. Sunt îngrijorată din cauza lui Eustace, Charles. De ce? E atât de capricios și de ciudat, e atât de schimbat decât cu nenorocita aia de paralizie. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în mintea lui. Uneori pare că ne urăște pe toți. În cele din urmă o să-i treacă. E doar o etapă. Da. Cred că ai dreptate. Dar mă îngrijorează, Charles. De ce, dragostea mea? Presupun că tocmai din cauza că mama și tata nu-și fac deloc griji pentru el. Nu se comportă ca niște părinți. Poate așa e cel mai bine. Cei mai mulți copii suferă mai degrabă din cauza că părinții sunt excesiv de grijulii față de ei, decât din cauza că sunt lăsați uneori să se descurce singuri. Este adevărat. Știi, nu m-am gândit la asta decât atunci când m-am întors din străinătate, dar părinții mei chiar sunt un cuplu bizar. E limpede că tata trăiește într-o lume a scenariilor istorice obscure, iar mama se amuză creând scenarii imaginare. Toată tevatura din seara asta a purtat marca mamei. În fond, întrunirea aceea nu era deloc necesară, doar că ea voia să joace o scenă în familie. Se plictisește aici, știi, și încearcă să facă din asta o dramă. Pentru o clipă, m-am avut în fața ochilor imaginea mamei o Sofiei, otrăvindu-l fără să clipească pe bătrânul ei socru, doar pentru a vedea o reprezentare scenică a unei crime de primă mână, în care ea are rolul principal. Ce gând amuzant! L-am respins pe dată, însă mi-a lăsat totuși o urmă de neliniște. Mama trebuie supravegheată într-una, îmi spune Sofia. Nu știi niciodată ce pune la cale. Nu te mai gândi atât la familia ta, Sofia, i-am spus ferm. Aș fi fericită să o pot face, dar e cam dificil în momentul acesta. În schimb, am fost foarte fericită la Cairo, aproape că-i uitasem pe toți. Mi-am adus aminte că Sofia nu menționase atunci nimic în legătură cu casa și cu familia ei. Acesta este motivul pentru care nu vorbeai despre ei? M-a întrebat-o. Voiai să-i dai uitării, de fapt? Cred că da. Am locuit prea mult timp, fiecare dintre noi, sub nasul celorlalți. Suntem prea atașați unul de altul. Nu suntem ca alte familii ai căror membri se urăsc de moarte. Trebuie să fie rău, dar e aproape și mai rău să trăiești încurcat în sentimente de afecțiune, destul de confuze și subminate de conflicte. Apoi adăugă. Cred că asta am vrut să spun de fapt când afirmam că am trăit cu toții într-o casă mică și strâmbă. Și nu folosesc ultimul cuvânt cu sens peiorativ. Vreau să spun doar că nu am fost în stare să creștem independent, fiecare pentru el, onest. Într-un fel, toți suntem diformi și îngemănați. În timpul acesta, o vedeam pe Edith de Havilland cum strivea cu călcâiul câte o buruiană de pe potecă. Care ochița rândunicii, zise Sofia. Deodată, apăru Magda, care deschise ușa intempestiv și strigă. Dragilor, de ce nu ați aprins lumina? Aproape întuneric. Apăsă apoi întrerupătoarele, iar lumina se împrăștie pe pereți și pe mese. Am tras împreună draperia trandafirie și grea. Înăuntru mirosea flori, iar Magda, trântindu-se pe canapea, exclamă. Ce scenă incredibilă, nu-i așa? Dar cât de ciudat a fost Justus. Mi-a spus că, în opinia lui, reuniunea familiei a fost complet indecentă. Ce nostim sunt băieții! Oftă, apoi continuă. Roger e mai degrabă un răsfățat. Îl ador când își ciufulește părul și începe să dărâme lucrurile aflate în calea lui. Nu-i așa că a fost drăguț din partea lui Edith să-i ofere lui moștenirea?
Și ea chiar vorbește serios, nu e doar un scenariu. Numai că e o chestie toare idiotă. S-ar putea să-l fi determinat pe Philip să creadă că ar trebui să procedeze la fel. Bineînțeles că Edith ar face orice pentru familia ei. E ceva patetic în dragostea acestei fete bătrâne pentru copiii surorii ei. Într-o bună zi, voi juca și eu un rol de mătușă. O fată bătrână și devotată. O mătușă iscoditoare, încăpățânată și devotată. Trebuie să-i fi fost greu după moartea surorii ei, am zis eu, refuzând să mă las atras într-unul din scenariile create de Magda. Adică, ținând cont că nu l-a suportat deloc pe bătrânul Ionaiț, Magda m-a întrerupt pe dată. Nu l-a suportat? Cine ți-a spus asta? Prostii, era îndrăgostită de el. Mamă, protestă Sofia. Nu încerca să mă contrazi, Sofia. Normal că la vârsta ta crezi că dragostea înseamnă doi tineri frumoși plimbându-se la lumina lunii. Ea mi-a spus că nu l-a agreat niciodată, am adăugat eu. Poate că asta a fost valabil doar la început, când a venit ea aici. Era supărată pe soră sa, fiindcă se măritase cu el. Dar îndrăznesc să spun că, deși întotdeauna a existat un conflict între ei doi, Edith era îndrăgostită de el. Dragii mei, știu ce vorbesc. Normal că nu avea cum să se însoare cu ea, având în vedere că era sora soției decedate. Nici nu cred că el s-a gândit vreodată la asta. Edith era suficient de fericită să joace rolul unei mame pentru copiii surorii și să se tot certe cu Aristid. Însă nu i-a convenit că el s-a însurat cu Brenda. Nu i-a căzut bine deloc. Cum nu v-a căzut bine nici ție, nici tatei, spuse Sofia. Bineînțeles că am respins ideea mariajului. Normal. Dar Edith a fost cea mai decepționată. Draga mea, am observat modul în care privea pe Brenda. Gata, mamă. Magda îi aruncă o privire afectuoasă și pe jumătate plină de vinovăție, privirea unui copil neastâmpărat și răsfățat. Continuă fără să-și dea seama că devenea incoerentă. Am hotărât că este necesar ca Josephine să meargă la școală. Josephine? La școală? Da, în Elveția. Mâine mă și ocup de asta. Cred cu tărie că ar trebui să o trimitem cât mai repede. Nu-i face bine deloc să fie implicată într-o tevatură ca asta. Începe să o ia razna. Josephine are nevoie să stea cu alți copii de vârsta ei. Are nevoie de o viață organizată în jurul școlii. Întotdeauna am fost de această părere. Bunicul nu era de acord ca Josephine să meargă la școală, spuse încetişor Sofia. Întotdeauna respingea cu vehemență ideea. Draga mea, bătrânelului nostru scump și drag îi plăcea să ne aibă pe toți în jurul lui. De multe ori, vârstnicii tind să fie egoiști în această privință. Un copil trebuie să stea cu cei de vârsta lui. Și apoi, Elveția e o țară atât de sănătoasă, cu toate sporturile ei de iarnă, cu aerul curat și cu mâncarea infinit mai bună decât cea de aici. Nu va fi greu să o trimiteți în Elveția, tocmai acum, cu regularizarea monetară? Am întrebat-o. Prostii, Charles! Trebuie să existe vreun program educațional mai mult sau mai puțin legal sau vreun schimb de experiență cu copiii elvețieni. Există tot felul de posibilități. Rudolf Allsir se află în Lausanne. Îi va expedia mâine o telegramă ca să aranjăm totul. Pe la sfârșitul săptămânii o putem trimite. Magda lovi cu pumnul o pernă, zâmbi spre noi, apoi se îndreptă spre ușă, continuând să ne privească încântată. Doar cei tineri contează, spuse ea cu o intonație încântătoare. Așa este normal, ca ei să reprezinte o prioritate. Și, dragilor, gândiți-vă la flori, la gențianele albastre, la narcise. În octombrie? Întrebă Sofia, dar Magda deja plecase. Sofia se ridică și oftă exasperată. Serios, continuă ea. Mama e de-a dreptul scâietoare. Brusc îi vin idei, începe să trimită mii de telegrame și totul trebuie să fie aranjat într-o clipă. De ce atâta grabă să expedieze pe Josephine în Elveția? Ai auzit doar. Trebuie să meargă la școală. Și eu sunt de părere că ar fi un lucru bun pentru Josephine să-și petreacă timpul cu copiii de vârsta ei. Cu toate astea, bunicul nu era de acord, ripostă Sofia cu încăpățânare. Mă irita puțin faptul că Sofia susținea părerea bunicului ei. Draga mea, Sofia, chiar crezi că un bătrân de peste 80 de ani este capabil să proiecteze judicios viitorul și bunăstarea unui copil? Cred că era mai îndreptățit să o facă decât oricine altcineva din casa asta, răspunse Sofia. Mai mult chiar decât mătușa ta, Edith? Asta nu. În mare măsură, ea era de acord cu școala. Recunosc că Josephine a deprins obiceiuri ciudate, cum ar fi să-și bage nasul în treburi care nu o privesc. Da, cred că doar se joacă de-a detectivul. Mă tot întrebam dacă decizia Magdei era motivată doar de bunăstarea lui Josephine.
Fata era foarte bine informată în legătură cu tot felul de lucruri care se petrecuseră înaintea crimei și care, în mod cert, îi depășeau vârsta și capacitatea de înțelegere. O viață educațională de calitate, cu o multitudine de jocuri, ar fi probabil exact ceea ce-i trebuia. Totuși, mă frapa graba cu care Magda voia să spună în aplicare decizia. La urma urmei, Elveția era atât de departe. Capitolul 16. Tata îmi spusese nu cu mult timp în urmă. Lasă-i pe ei să vorbească. Dimineața următoare, în timp ce mă bărbieream, îmi gândeam cât de departe ajunsesem urmând acest sfat. Edith de Havilland vorbise cu mine și mă căutase din adins pentru asta. Clemency vorbise cu mine, sau eu vorbisem cu ea. Magda îmi vorbise și ea. Mă rog, e un fel de a spune. De fapt, nu fusesem decât parte din audiență la una din emisiunile ei radiofonice. Bineînțeles că și Sofia vorbise cu mine. Ba chiar și Bona. Oare puteam spune în acel moment că înțelesesem mai multe după cele aflate de la ei? Oare chiar mi se strecurase vreun cuvânt sau vreo frază semnificativă? Mai mult, să fi existat oare vreo dovadă a acelui tip de vanitate ieșită din tipar despre care vorbise tatăl meu? Nu cred. Singura persoană care nu-și exprimase niciun moment dorința de a vorbi cu mine, despre niciun subiect, era Filip. Nu era asta, într-o anumită privință, ceva anormal? Cred că aflase deja că intenționez să mă căsătoresc cu fiica lui. Și totuși, continua să se comporte ca și cum n-aș fi fost în casă. Probabil că nu suporta prezența mea acolo. Edith de Havilland își ceruse scuze în numele lui, spunând că răceala lui Filip era doar un soi de deprindere, o atitudine îndelung exersată. Era vizibil îngrijorată în legătură cu el. Dar ce motive să fie avut? M-am gândit la tatăl Sofiei. Era un om introvertit. Văzuse un copil gelos și nefericit, forțat să se retragă în sine. Se refugiase în lumea cărților, în trecutul istoric. Acea răceală studiată ar fi putut ascunde o fire pătimașă. Câștigul financiar de pe urma morții tatălui său era un motiv nu doar nepotrivit, ci și neconvingător. Nu am crezut nicio clipă că Philip Leonides și-ar fi ucis tatăl pentru că ar fi considerat că nu are atâția bani pe cât și-ar fi dorit. Totuși, n-ar fi fost exclus ca această dorință de a-și vedea tatăl mort să fie indusă de o problemă psihologică. Philip venise să locuiască în casa părintelui său, dar, mai târziu, când fratele mai mare se întorsese pe neașteptate, Philip fusese nevoit să asiste la accesiunea lui Roger ca favorit al tatălui lor. Era oare posibil ca acest gând să-l fi torturat pe Philip în asemenea măsură încât să vadă moartea tatălui său, unica șansă de eliberare? Dar dacă am presupune că fiul mai mare ar fi cel incriminat? Roger era în pragul colapsului financiar. Nu era Philip îndreptățit să creadă că tatăl său avea să fie învinovățit de comiterea crimei, ținând cont că nu cunoștea detaliile conversației dintre Roger și tatălui și, implicit, nici oferta bătrânului de a-și ajuta fiul? Fusese Philip atât de tulburat încât toate acestea să-l conducă spre o ucidere? M-am tăiat în timp ce mă bărbieream și am înjurat. Ce naiba încercam să fac? Să-l acuz de crimă pe tatăl Sofiei? Bună încercare! Nu de asta mă chemase Sofia la ea. Sau ăsta era motivul? Trebuie să fi fost ceva de la bun început în spatele cererii Sofiei. Dacă l-ar fi suspectat câtuși de puțin pe tatăl ei, cu siguranță că nu ar fi fost de acord să se căsătorească cu mine. În plus, Sofia, cea atât de prevăzătoare și de curajoasă, în mod sigur și-ar fi dorit să afle adevărul, din moment ce incertitudinea ar fi constituit un obstacol în calea fericirii noastre. Era în stare să-mi spună, demonstrează-mi că ceea ce-mi imaginez nu e adevărat, dar dacă totuși este adevărat, fă-mă să înțeleg, pentru că numai astfel pot să accept. Mă întrebam dacă Edith de Havilland avea certitudini cu privire la vinovăția lui Philip sau doar îl suspecta. Ce voia să zică prin e un fel de idolatrie? Și ce însemna acea privire pe care mi-o aruncase Clemency când o întrebasem cine credea ea că este suspectul? După care răspunsese, Lawrence și Brenda sunt suspecții cei mai evidenți, nu-i așa? Întreaga familie dorea ca Brenda și Lawrence să fie cei vinovați. Spera să fie ei, dar nimeni nu credea asta cu adevărat. Pe de altă parte, familia putea să se și înșele, astfel încât, până la urmă, cei doi chiar să fie vinovații. Sau doar Lawrence, nu și Brenda. Ar fi fost o soluție mai bună. După ce mi-am tamponat obrazul în locul unde m-am tăiat, am coborât plin de hotărâre la parter ca să iau micul dejun și să vorbesc cu Lawrence Brown cât mai repede posibil.
Dar după ce am băut a doua ceașcă de cafea, mi-am dat seama că și eu eram sub efectul casei strâmbe. Dar toți ceilalți, îmi doream și eu să aflu rezolvarea care mă mulțumea și care nu era neapărat cea adevărată. După micul dejun, am ieșit pe coridor și m-am îndreptat spre etaj. Sofia îmi spusese că acolo îl voi găsi pe Lawrence, în sala de clasă unde îi medita pe Eustace și pe Josephine. Am ezitat înainte de a mă opri puțin pe la Brenda. Nici nu mai mi-amintesc dacă am sunat sau am bătut la ușă, sau dacă pur și simplu am intrat. Consideram însă necesar să tratez casa Leonides ca pe un ansamblu, nu ca pe reședința exclusivă a Brendei. Am deschis ușa și am intrat. Totul era tăcut și părea să nu fie nimeni în apartament. În stânga mea, ușa care dădea în salonul cel mare era închisă. În dreapta erau deschise două uși, cea de la dormitor și cea a băii. Din câte știam, aceea era baia care deservea dormitorul lui Aristid Leonides, locul în care fuseseră depozitate Ezerina și Insulina. Poliția terminase cercetările aici, așa că am deschis ușa și m-am strecurat înăuntru. Realizam cât de ușor ar fi fost cuiva din casă, sau chiar cuiva străin, să ajungă până aici fără să-l vadă cineva. Stăteam în mijlocul băii, privind de jur împrejur. M-am uitat atent la plăcile lucioase de faianță și la cada adâncă. Pe o latură se aflau diverse aparate electrocasnice, o plită cu un grătar de desubt, un ceainic electric, o tigaie mică, un prăjitor de pâine. Tot ce era necesar valetului unui domn în vârstă. Pe perete era atârnat un dulăpior smălțuit. L-am deschis. Înăuntru se aflau diverse dispozitive medicale, două sticuțe pentru medicamente, recipientul pentru aplicarea picăturilor, o pipetă și câteva sticluțe inscripționate. Aspirină, borat, pudră, iodină, plasturi, etc. De un alt raft se aflau rezerva de insulină în sticluțe stivuite, două ace hipodermice și o sticlă de spirit sanitar. Pe un al treilea raft era un flacon purtând inscripția pastile, a se lua una sau două pe seară conform rețetei. Fără îndoială, pe acest raft se aflase sticla de picături pentru ochi. Totul era curat și ordonat, astfel încât oricine se putea descurca extrem de ușor dacă ar fi avut nevoie de un banal tratament sau dacă ar fi vrut să ucidă pe cineva. Puteam să fac orice voiam cu sticluțele, apoi să ies pe furiș, să mă îndrept spre parter și nimeni nu ar fi bănuit măcar că am trecut pe acolo. Bineînțeles că, în acel moment, nu mă mai surprindea nimic, dar măcar știam acum cât de dificil era sarcina poliției. Doar vinovatul, sau poate că erau mai mulți, putea oferi informațiile care ar fi ajutat ancheta. Întărâtă-i, îmi spusese Taverner, hărțuiește-i, fă-i să creadă că avem o teorie și ține-i sub observație. Mai devreme sau mai târziu, criminalul va încerca să se disocieze de ceilalți și să facă o mișcare inteligentă. Atunci l-am prins. Ei bine, criminalul nu reacționase la acest tratament deocamdată. Am ieșit din baie și tot nu era nimeni prin preajmă. Am mers pe coridor, trecând printre sufragerie, aflată în stânga, și dormitorul Brendei, învecinat cu baia, situată în partea dreaptă. În ultima cameră se afla una dintre servitoare. Ușa sufrageriei era închisă. În camera de dedesubt răzbătea vocea lui Edith de Havilland, care purta obișnuita conversație la telefon cu vânzătorul de pește. Niște scări în spirală duceau la etajul superior. Le-am urcat. Știam că acolo se aflau dormitorul lui Edith și o cameră de zi, alături de două băi și de camera lui Lawrence Brown. O altă serie de scări ducea către o cameră mare, construită deasupra zonei în care stăteau servitorii, iar în spatele acesteia se afla sala de studiu. Am ieșit pe ușă în liniște. Din sala de studiu se auzea slab și înfundat vocea lui Lawrence Brown. Cred că mă pricopsisem și eu cu obiceiul Josefinei de a se furișa. Am apropiat de ușă fără rușine și am tras cu urechea. Era o lecție de istorie în care vorbeau despre directoratul francez. Tot ascultând, mi-am dat seama cu surprindere că Lawrence Brown chiar era un profesor magnific. Până la urmă, n-ar fi trebuit să fiu atât de uimit. În fond, Aristid Leonides știa să-și aleagă oamenii. Cu toate că aspectul său fizic avea ceva de șoarece, Lawrence poseda darul suprem de a stârni entuziasmul și curiozitatea elevilor lui. Drama lui Thermidor, decretul împotriva susținătorilor lui Robespierre, măreția lui Barat, viclenia lui Fouché, tânărul locotenent artilerist al lui Napoleon, toate acestea erau aduse în prezent cu însuflețire și cât se poate de veridic. Pe neașteptate, Lawrence se opri din vorbit, le spuse lui Eustace și lui Josephine câte o întrebare, după care le ceru să se pună în pielea unor personaje istorice.
Deși demersul său nu a avut cine știe ce rezultat în ceea ce privește pe Josephine, care vorbea cu o voce cam răgușită, Isus păru cu totul diferit față de felul lui capricios pe care l-a afișat de obicei. De data aceasta, băiatul dădea dovadă de înțelepciune și de un ascuțit simț al istoriei, trăsătură pe care, fără îndoială, o moștenea de la tatăl său. Am auzit apoi cum își împingeau scaunele la locul lor cu un scârțit ascuțit al pardoselii. M-am retras câțiva pași pentru a da impresia că tocmai atunci coboram când ușa s-a deschis. Eustace și Josephine ieșiră din sală. Bună, am spus. Eustace păru surprins să mă vadă. Dorești ceva anume? Mă întrebă el politicos. Josephine se strecură pe lângă mine, neacordându-mi atenție. Voiam doar să văd sala de lecții, i-am răspuns încet. N-ai văzut-o ieri? E doar o cameră pentru copii. Oricum, aici era cândva o cameră de joacă. Încă mai am o grămadă de jucării înăuntru. Mi-a deschis ușa și am intrat. Lawrence Brown stătea la masă. Își ridică privirea, roșu la față, murmură un răspuns la salutul meu și ieși grăbit afară. L-ai speriat, îmi spuse Eustace. E foarte ușor de speriat. Îți place de el, Eustace? E în regulă. E cam urât, ce-i drept. E un profesor bun? Da, chiar e un tip interesant. Știe foarte multe lucruri. Te face să privești lucrurile din perspective diferite. De exemplu, nu știu niciodată că Henrica Luptele i-a scris poezii lui Anne Boleyn. Destul de inimoase, chiar. Am discutat apoi câteva momente pe teme precum bătrânul marinar, Chaucer, implicațiile politice ale cruciadelor, viziunea perioadei medievale asupra vieții, cât și despre ceea ce îl surprindea pe Eustace în mod deosebit, în faptul că Oliver Cromwell interzisese sărbătorirea Crăciunului. Am putut astfel să observ că în spatele comportamentului arogant și vulcanic al băiatului se ascundea o minte ascuțită și curioasă. Foarte curând, am început să descoper sursa umorului său macabru. Boala pe care o avea nu era pentru Eustace doar un chin înfricoșător, ci și o frustrare și o piedică apărut exact atunci când se bucura din plin de viață. Ar fi trebuit să intru într-a 11-a, să primesc blazonul clasei. E destul de neplăcut să fii nevoit să rămâi acasă pentru a studia în particular, mai ales de alături de o năisprăvită precum Josephine. De ce? Pentru că are doar 12 ani. Dar nu studiați același lucru, nu-i așa? Nu. Evident că ea nu studiază latina și matematica pentru avansați. N-ai vrea să te afli în situația de a împărți un profesor cu o fată. Am încercat să-i alin orgoliul rănind, sublin că Josephine era destul de inteligentă pentru o fată de vârsta ei. Chiar crezi asta? Eu cred că e groaznică. E nebunită după investigații. Se plimbă peste tot, își bagă nasul în toate și scrie tot timpul într-un cartnețel negru, pretinzând că a aflat o grămadă de lucruri. E doar un copil prostuț, atât. În orice caz, fetele nu pot fi detectivi. I-am spus-o și ei. Cred că mama are dreptate și că Josephine va pleca în Elveția cât de curând. Și nu-ți va fi dor de ea? Să-mi fie dor de un copil ca ea? Răspunse Eustace cu aroganță. Bineînțeles că nu. Dumnezeule, casa asta e mai mult decât ar putea îndura oricine. Mama aleargă într-una la Londra și înapoi și terorizează dramaturgii ca să-i rescrie piesele de teatru, acitându-se degeaba. Tata se îngroapă între cărți, iar uneori nici măcar nu te aude când îi vorbești. Cum de am fost blestemat să am părinții atât de ciudați? Apoi mai e unchiul Roger, întotdeauna atât de entuziast încât te trec fiorii. Mătușa Clemency e de treabă, nu te stresează, dar uneori am impresia că e cam excentrică. Mătușa Edith nu e nici ea prea rea, parcă e bătrână. Lucrurile s-au mai animat de când cu întoarcerea Sofiei, deși poate fi și ea cam aprigă câteodată. La urma urmei, suntem o familie cam ciudată, nu ți se pare? Să ai o bunică vitregă suficient de tânără pentru a fi mătușă sau soră mai mare. Vreau să spun că asta te face să te simți cam aiurea. Înțelegeam într-o oarecare măsură sentimentele lui Eustace. Îmi venea în minte, foarte vag, frustrarea pe care o simțisem atunci când eram de vârsta lui Eustace. Spaima de a nu le părea ciudat oamenilor sau de a nu fi considerate ciudate rudele mele apropiate. Dar bunicul tău, îți plăcea? L-am întrebat eu. Eustace îmi răspunse cu o expresie ciudată pe chip. Bunicul a fost o persoană antisocială. În ce sens? Întotdeauna punea profitul pe primul loc, ceea ce Lawrence consideră că este complet greșit. În plus, bunicul era și individualist. Trăsături ca acestea trebuiau să dispară, nu-i așa? Uite că a dispărut el, până la urmă, i-am replicat cu oarecare brutalitate în glas. Ăsta e un lucru bun,
Nu vreau să par impertinent, dar la anii pe care i-avea bunicul, nu prea se mai putea bucura cu adevărat de viață. Chiar crezi că nu s-a bucurat? Nu avea cum. În fine, era momentul să plece. El... Eustace își întrerupse ideea când Lawrence Brown reveni în sala de meditații. Lawrence începu să-și facă de lucru câteva cărți, dându-mi impresia că se uită pe furiș la mine. Aruncă o privire spre ceasul de mână și spuse: Eustace, te rog să te întorci la ora 11 fix. Am pierdut prea mult timp în ultimele zile. În regulă, domnule. Eustace se îndreptă leneș spre ușă și ieși fluierând. Lawrence Brown mi-aruncă o privire tăioasă. Își umezi buzele de câteva ori. Eram convins că se întorsese în sala de clasă doar pentru a-mi vorbi. De îndată ce termină de răscolit cărțile, fără un scop anume, și după ce mimă căutarea uneia care lipsea, se întoarse spre mine. Cum merge? Cine? Poliția. Nasul îi se mișcă de parcă ar fi avut un tic nervos. Părea un șoarece încolțit sau cel puțin așa-l vedeam eu. Poliția nu vorbește cu mine despre anchetă, i-am răspuns. Aha, am crezut că tatăl dumneavoastră este comisar. Așa este, dar mi se pare normal să nu divulge informații legate de slujba lui. M-am asigurat că spun asta pe un ton afectat. Deci nu știți cum, ce, dacă... Și vocea îi se stinse. Nu cred că vor aresta pe cineva, nu? Din câte știu, nu. Însă, dacă ar face-o, tot n-aș avea cum să aflu. Întărâtă-i! Asta îmi spusese inspectorul Tavernard. Hărțuiește-i! Ei bine, Lawrence Brown devenise agitat. Începu să vorbească repede și nervos. Nu știți cum e încordarea? Faptul că nu știi niciodată? Vreau să spun că vin și pleacă într-una, pun întrebări. Întrebări care par să nu aibă nicio legătură cu cazul în sine. Apoi tăcu. Am așteptat. Era însă limpede că voia să vorbească, așa că l-am lăsat să o facă. Ați fost aici ieri, când inspectorul a făcut acea aluzie monstruoasă despre mine și doamna Leonides. A fost groaznic. Așa ceva te face să te simți complet neajutorat. Nu poți împiedica oamenii să se gândească la astfel de lucruri. Însă totul este o ipoteză nefondată, doar pentru că ea este de fapt, era, cu mult mai tânără decât soțul ei. Oamenii au o minte pur și simplu înspăimântătoare. Nu mă pot abține să cred că e vorba despre o înscenare. O înscenare? Interesant. Și chiar era, cu toate că nu în sensul în care credea el. Mă refer la familie. Știți dumneavoastră, familia domnului Leonides nu m-a agreat niciodată. Întotdeauna au fost distanți. Întotdeauna am simțit că mă disprețuiesc. Mâinile începură să-i tremure. Doar pentru că sunt bogați și puternici, m-au privit de sus întotdeauna. Nu reprezentam nimic altceva pentru ei decât un simplu meditator. Un contestatar nenorocit care nu a vrut să satisfacă stadiul militar. Dar obiecțiile mele chiar au fost fondate. Nu spuneam nimic, îl lăsam să se descarce. Bun, și? Ce dacă mi-era frică? Mi-era frică să nu fac lată. Frică de secundele când ar fi trebuit să apăs pe trăgaci, dacă nu eram în stare să o fac. Cum poți fi sigur că acela pe care o să-l ucizi e un nazist? Poate e un băiat cum se cade. Un fecior de la țară, fără înclinații politice, chemat la datorie în slujba patriei. Cred cu tărie că războiul e ceva rău. Înțelegeți? E un păcat. Nu spuneam în continuare nimic. Mă gândeam că tăcerea mea avea un efect mult mai puternic decât orice argument sau aprobare. Lawrence Brown se certa cu el însuși și arăta foarte mult cine era de fapt. Lumea a râs de mine întotdeauna. Vocea-i tremura. Se pare că am un talent în a mă face de râs. Nu e vorba de lașitate, ci de faptul că mereu am făcut lucrurile pe dos. Am intrat de pildă într-o casă în flăcări, încercând să salvez o femeie. Dar dintr-o dată m-am rătăcit, mi-am pierdut cunoștința și în felul ăsta le-am dat pompierilor de furcă. Îi auzeam spunând, de ce nu fi lăsat tontul ăsta lucrurile în seama noastră? Tot ce fac e zadarnic. Toată lumea e împotriva mea. Cine l-a ucis pe domnul Leonides a făcut în așa fel încât eu să fiu cel suspectat. De fapt, ca să mă distrugă. Și despre doamna Leonides, ce puteți să-mi spuneți? El se înflăcără dintr-o dată. Lawrence Brown nu mai avea nimic din comportamentul unui șoarece. Doamna Leonides e un înger. Drăgălășenia și bunătatea ei față de bătrânul său soț erau demne de laudă. Orice legătură între persoana ei și otrava care l-a ucis pe domnul Leonides este de-a dreptul ridicolă. Și inspectorul pur și simplu nu-și dă seama. E cumva bătut în cap?
E doar influențat de numărul mare de cazuri în care soții mai în vârstă au fost otrăviți de dragele lor soții mai tinere. E prost și nesuferit pe deasupra, o trânti el pe un ton nervos. Se îndreptă spre biblioteca din colțul camerei și începu să cotrobăie printre cărți. Mi se părea că obținusem suficiente informații de la Lawrence, așa că am ieșit încetişor din cameră. Tocmai treceam pe coridor, când o ușă se deschise și Josephine fu cât pe aici să dea peste mine. Apăruse din senin, ca unul dintre acei demoni dintr-un spectacol de suet de pantomimă. Era murdară pe față și pe mâini, iar de ureche îi atârna o pânză de păianjen uriașă. Pe unde ai umblat, Josephine? Am tras cu ochiul în spatele ei, prin ușa pe care tocmai ieșise. Câteva trepte conduceau spre mansardă, un spațiu dreptunghiular și întunecos, în care se puteau întrezări câteva rezervoare mari. Am fost în camera rezervoarelor. De ce în camera rezervoarelor? Josephine îmi răspunse scurt, cu un aer de afacerist. Observ! Oare ce ar fi de observat între rezervoare? La această întrebare, Josephine îmi răspunse pur și simplu, trebuie să mă spăl. Cred că ai dreptate. Dispăru apoi după ușa băii cele mai apropiate. Privi în spate și adăugă. Cred că a venit vremea să mai fie comisă o crimă, nu crezi? Ce vrei să spui prin asta? Păi, în cărți apare întotdeauna o a doua crimă. Cineva care știe prea multe e ucis înainte de a apuca să spună ceea ce știe. Citești prea multe cărți polițiste, Josephine. În viața reală nu se întâmplă chiar așa. Și dacă cineva din casa asta știe într-adevăr ceva, ultimul lucru pe care ar vrea să-l facă e să vorbească despre asta. Răspunsul ei veni neclar din cauza zgomotului apei de la robinet. Uneori este vorba despre un lucru pe care nu sunt conștienți, că-l știu. Am clipit în timp ce încercam să-i înțeleg ideea. Apoi, lăsând-o pe Josephine să se spere, am coborât la parter. În timp ce ieșeam pe ușa care dădea spre scări, Brenda apăru în grabă din salon. Se apropie de mine, mi-atinse brațul cu mâna și mă privi. Ei bine? Mă întrebă. Era aceeași modalitate de a cere informații ca și în cazul lui Lawrence, doar că altfel formulată. Cuvintele ei erau mult mai eficiente. Am clătinat din cap. Nimic, am zis. Ea oftă prelung. E atât de frică, Charles, sunt atât de speriată. Frica ei era cât se poate de reală. Se făcea simțită chiar în spațiul acela îngust. Voiam să o liniștesc, să o ajut. Am avut încă o dată sentimentul dureros că ea era teribil de singură în acele împrejurări ostile. Ar fi putut la fel de bine să strige, cine e de partea mea? Care ar fi fost răspunsul? Lawrence Brown? Și la urma urmei, ce reprezenta Lawrence Brown? În niciun caz nu era un punct de sprijin în vremuri de restriște. Era una dintre verigile slabe. Mi-am amintit cum se furișeau dinspre grădină cu o seară în urmă. Voiam să o ajut. Voiam atât de mult să o ajut. Dar nu puteam spune sau face nimic în plus. Și mă simțeam dominat de un sentiment jenant de vinovăție. Ca și cum Sofia m-ar fi privit cu ochi disprețuitori. Mi-aminteam vocea ei zicându-mi, te-a prins! Sofia efectiv nu vedea și nici nu voia să vadă lucrurile din perspectiva Brendei. Singură, suspectă de crimă, neavând pe nimeni care să-i fie aproape. Procesul începe mâine, spuse Brenda. Ce se va întâmpla? Aici puteam să o liniștesc. Nimic, i-am spus. Nu trebuie să-ți faci griji în privința asta. Va fi totul amânat pentru ca poliția să-și poată finaliza investigațiile. Totuși, e posibil ca presa să se dezlănțuie. Până acum nu a apărut niciun indiciu în presă, cum că nu ar fi fost o moarte naturală. Familia Leonides e foarte influentă. Numai că, dacă judecata se va amâna, e bine, să spunem că distracția abia atunci va începe. Ce lucru interesant! Distracția! Oare de ce a trebuit să aleg exact acest cuvânt? Vor fi nemiloși? Dacă aș fi în locul tău, n-aș acorda niciun interviu. Știi, Brenda, cred că ar trebui să ai un avocat. Aceste cuvinte îi provocară un ihne de spaimă. Nu, nu, nu! Am grăbit să o liniștesc. Nu o spun din motivul pe care îl crezi tu. O spun doar pentru că ai nevoie de cineva care să-ți apere interesele și să te sfătuiască în legătură cu ceea ce trebuie să zici și să faci, dar și în legătură cu ceea ce nu trebuie. Vezi tu, ești foarte singură, m-a adăugat eu. Mâna ei se încleștă în jurul brațului meu. Așa este. Chiar înțelegi asta. M-ai ajutat mult, Charles. Chiar m-ai ajutat. Am coborât scările cu un sentiment de căldură și de satisfacție. Apoi am văzut-o pe Sofia stând în fața ușii de la intrare. Vocea ei era rece și seacă.
Ce mult ai stat! Te-au sunat din Londra. Tatăl tău are nevoie de tine. La comisariat? Da. Mă întreb de ce au nevoie de mine. Nu au precizat? Sofia clătină din cap. Ochii ei reflectau neliniștea. Am tras-o lângă mine. Nu te îngrijora, draga mea. Mă întorc repede. Capitolul 17. Era o atmosferă nefirească în biroul tatălui meu. Bătrânul stătea în spatele mesei sale de lucru. Inspectorul șef Taverner se sprijinea de cadrul ferestrei. În scaunul din fața biroului ședea domnul Gatskill, care părea agitat. Dorința de confidențialitate absolută, spunea el apăsat. Desigur, desigur, zicea tata împăciuitor. Ah, salut, Charles. Ai ajuns tamal la țang. A apărut o încurcătură surprinzătoare. Fără precedent, zise domnul Gatskill. Ceva îl supăra peste măsură pe micul avocat. Din spatele lui, inspectorul Taverner mă privea zâmbind ștrengărește. Pot să recapitulez? Întrebă tata. Domnul Gatskill a primit azi dimineață o înștiințare surprinzătoare, Charles, de la domnul Agrodopoulos, proprietar al restaurantului Delphos. Este un tip foarte în vârstă, grec prin naștere, care în tinerețe a fost ajutat de Aristide Leonides, care de altfel s-a și împrietenit. I-a rămas profund recunoscător prietenului și binefăcătorului lui și se pare că și Aristide Leonides avea o mare încredere în el, fiind un om pe care putea să conteze. Nu aș fi bănuit niciodată că Leonides avea o fire atât de secretoasă, zise Gatskill. Desigur, avea o vârstă foarte înaintată. Unii spun chiar că ar fi fost senil. E vorba de naționalitate aici, interveni blând tata. Înțelegi, Gatskill, că atunci când ești foarte bătrân, mintea stăruie foarte mult asupra zilelor și prietenilor din timpul tinereții. Da, numai că eu aveam grijă de afacerile lui Leonides de mai bine de 40 de ani. De 43 de ani și jumătate, mai exact. Taverner rânji din nou. Ce s-a întâmplat, am întrebat. Domnul Gatskill deschise gura să-mi explice, dar tata i-o luă înainte. Domnul Agrodopoulos explica în acea înștiințare că respectă anumite instrucțiuni pe care i-a adresat prietenul lui, Aristide Leonides. Scurt, în urmă cu aproximativ un an, a primit de la domnul Leonides un plic sigilat, pe care domnul Agrodopoulos urma să îl trimită domnului Gatskill imediat după moartea bătrânului. În cazul în care domnul Agrodopoulos ar fi murit primul, fiul său, totodată finul domnului Leonides, urma să îndeplinească aceleași instrucțiuni. Domnul Agrodopoulos s-a cerut scuze pentru întârziere, motivând că a fost bolnav de pneumonie și că a aflat abia ieri după amiază de moartea vechiului său prieten. Întreaga situație e complet neprofesionistă. Când domnul Gatskill a deschis plicul și a văzut conținutul acestuia, a considerat că este de datoria dumnealui. În aceste împrejurări, completă Gatskill, să ne lase să vedem plicul. Acesta conține un testament semnat și autentificat, precum și o scrisoare explicativă. Deci, în cele din urmă, a apărut și testamentul, am comentat eu. Domnul Gatskill se înroși. Nu este același testament, se precipită el. Nu este documentul întocmit de mine la cererea domnului Leonides. Acesta a fost scris de mână. Un lucru foarte periculos dacă este făcut de un neprofesionist. Se pare că domnul Leonides a intenționat să mă facă să par nătăfleț, pufni domnul Gatskill. Inspectorul șef Taverner se strădui să îndulcească un pic amărăciunea avocatului. Era un domn foarte în vârstă, domnule Gatskill, spuse el. Cu toții devenim mai ciudați pe măsură ce îmbătrânim, nu-i așa? Nu de-a dreptul țicniți, bineînțeles, ci doar un pic mai excentrici. Domnul Gatskill oftă. Domnul Gatskill ne-a sunat, continuă tata, și ne-a informat în legătură cu conținutul testamentului. L-am rugat așadar să vină aici și să ne aducă și cele două documente. Apoi te-am sunat și pe tine, Charles. Nu prea înțelegeam de ce fusesem chemat. Mi se părea o practică un pic cam neobișnuită din partea lui Taverner și a tatălui meu. Aș fi aflat de testament în scurt timp și chiar nu era treaba mea modul în care și împărțise averea bătrânului Leonides. E un testament diferit, am întrebat. Adică averea e împărțită în mod diferit. Categoric, explică Gatskill. Tata mă privi. Inspectorul șef Taverner îmi evita grijuliu privirea. Mă simțeam oarecum neliniștit. Amândoi se gândeau la ceva, iar eu n-aveam nici cea mai vagă idee. M-am uitat întrebător la Gatskill. Nu e treaba mea, am zis, dar dispozițiile testamentare ale domnului Leonides nu sunt, desigur, în secret, răspunse Gatskill.
Am considerat de datoria mea să prezint mai întâi situația autorităților, pentru a fi îndrumat cu privire la ce urmează să fac. Am înțeles că există o, să-i spunem, înțelegere între dumneavoastră și domnișoara Sofia Leonides. Intenționez să mă căsătoresc cu ea, am răspuns, doar că nu-și va da consimțământul în momentul de față. Foarte inspirat, zise domnul Gadkill. Nu eram de acord, însă nu era momentul potrivit pentru o discuție contradictorie. Prin acest testament, urmă Gadkill, datat 29 noiembrie anul trecut, după ce îi cedează soției sale suma de 100.000 de lire, îi lasă întreaga moștenire, reală și personală, nepoatei sale, Sofia Catherine Leonides. Îmi pierdusem răsuflarea. N-aș fi așteptat la orice, dar nu la asta. I-a lăsat întreaga avere Sofiei, am zis. Un lucru extraordinar. Există vreun motiv? Și-a explicat foarte clar motivele în scrisoarea însoțitoare, a zis tata, ridicând o foaie de hârtie de pe biroul său. Aveți ceva împotrivă dacă citește și Charles scrisoarea, domnule Gadkill? Procedați după cum doriți, răspunse Gadkill cu răceală. Cel puțin scrisoarea oferă o explicație, dar și o posibilă scuză, deși nu cred asta, pentru comportamentul total neobișnuit al domnului Leonides. Bătrânul îmi mână scrisoarea. Era scrisă de mână, cu caractere greu de înțeles și cu cerneală foarte neagră. Scrisul de mână evidenția caracterul și individualitatea celui care o scrisese. Nu era deloc scrisul de mână, cu litere atent retunjite, al unei persoane aflate spre finalul vieții, când știința de carte era ceva greu de obținut și valorificat corespunzător. Dragă Gadkill, s-a întâmplat. Când vei primi asta, vei fi cât se poate de uimit și probabil jignit. Dar am propriile mele motive pentru a mă comporta, cum ție ți s-ar putea părea, într-o manieră inutil de secretoasă. Toată viața am crescut în om, într-o familie, lucru pe care l-am observat încă din copilărie și pe care nu l-am uitat niciodată. Există întotdeauna o persoană mai puternică, pe umerii căreia cade responsabilitatea de a avea grijă de întreaga familie. În familia mea, această persoană am fost eu. Am venit la Londra. M-am stabilit aici, mi-am întreținut mama și bunicii din Smyrna. Mi-am scăpat unul dintre frați de ghearele legii. I-am asigurat surorii mele libertatea după o căsătorie nefericită și așa mai departe. Dumnezeu a binevoit să-mi ofer o viață lungă și am fost astfel capabil să am grijă de copii și de nepoți. Mulți mi-au fost răpiți de moarte. Restul, sunt fericit să spun asta, se află sub acoperișul meu. Când voi muri, povara pe care eu am purtat-o va trebui să fie preluată de altcineva. Am meditat dacă să-mi împart averea cât mai egal posibil între cei dragi, dar, dacă aș face asta, nu ar mai fi egalitate deplină. Bărbații nu se nasc egali. Pentru a compensa inegalitatea firească a naturii, cineva trebuie să redreseze balanța. Cu alte cuvinte, cineva trebuie să fie moștenitorul meu, cel care va trebui să ia asupra lui sau asupra ei povara responsabilității pentru întreaga familie. După o îndelungă și atentă observație, nu-i consider pe niciunul dintre fiii mei potriviți pentru această responsabilitate. Preiubitul meu fiu Roger nu are niciun fel de simț al afacerilor și, chiar dacă e o fire iubitoare, este mult prea impulsiv pentru a avea o bună judecată. Fiul meu, Philip, este prea nesigur de el, astfel că nu poate face altceva în afară de a se ascunde de viață. Eustace, nepotul meu, e încă foarte tânăr și nici nu cred că are înțelepciunea și judecata necesare. Este indolent și foarte ușor de influențat de ideile oricui vorbește cu el. Doar nepoata mea, Sofia, pare să întrunească toate calitățile necesare. Este inteligentă, are judecată, curaj, o minte corectă și imparțială și cred că e și generoasă. În grija ei las bunăstarea familiei mele, precum și bunăstarea cumnatei mele, Edith de Havilland, căreia îi sunt profund îndatorat pentru devotamentul de viață demonstrat familiei. Prin aceasta explic documentul alăturat. Ce va fi mai greu de explicat, sau mai degrabă greu de explicat pentru tine, prieten drag, este înșelătoria pe care am pus-o în scenă. Am considerat că nu ar fi înțelept să creez speculații cu privire la modul în care îmi voi împărți averea și nu am intenția de a-mi anunța familia că îi voi lăsa să fie întreaga mea avere. Atâta vreme cât fiii mei au deja o avere considerabilă, nu consider că dispozițiile mele testamentare îi vor situa într-o poziție umilitoare. Pentru a înlătura curiozitatea și bănuielile, ți-am cerut să-mi redactezi o schiță a testamentului. Acea schiță am citit-o cu voce tare întregii familii. Am pus-o apoi pe birou, am acoperit-o cu o foaie de sugativă și am cerut să fie prezenți doi servitori.
Când au venit, am ridicat un pic sugativa, suficient cât să se vadă baza de jos a unui document. Am semnat, apoi le-am cerut și lor să semneze. Nu mai e nevoie să spun că ceea ce am semnat cu toții a fost testamentul din plicul sigilat și nu documentul realizat de tine și citit familiei. Nu pot să sper că vei înțelege ce m-a împins să recurg la această minciună. Te voi ruga însă să mă ierți pentru că am ascuns asta față de tine. Unui bătrân îi place să păstreze pentru el micile secrete. Îți mulțumesc, drag prieten, pentru conștiinciositatea cu care te-ai îngrijit întotdeauna de afacerile mele. Transmite-i Sofiei toată dragostea mea. Roagă-o să aibă grijă de familie și să-i protejeze de rău. Cu sinceritate, Aristide Leonides. Am citit acest remarcabil document cu interes deosebit. Extraordinar, am exclamat. Cu totul nemaipomenit, m-a aprobat domnul Gatskill. Repet, cred că vechiul meu prieten, domnul Leonides, s-ar putea să fie avut totuși încredere în mine. Nu, Gatskill, răspunse tata. Era un mincinos născut. Îi plăcea, dacă mi-este permis să o spun astfel, să facă lucrurile incorrect. Așa e, domnule, zise inspectorul Taverner. E cel mai mare șarlatan cunoscut. Taverner vorbea cu toată convingerea. Gatskill ieși maestos din încăpere, încă neconsolat. Fusese rănit în profunzimea convingerilor sale profesionale. Nu i-a picat prea bine, zise Taverner. O firmă foarte respectabilă, Gatskill, Calm and Gatskill. Nu e de glumă cu ei. Când bătrânul Leonides avea câte o afacere dubioasă, nu o prezenta niciodată firmei Gatskill, Calm and Gatskill. Avea vreo 10 firme de avocați care lucrau pentru el. Oh, chiar era un mare impostor. Și cu atât mai mult că și-a făcut testamentul, zise tata. Am fost fraier, zise Taverner. Dacă te gândești mai bine, singura persoană care ar fi putut să joace feste cu testamentul era bătrânul însuși. Doar că nu ne-a trecut prin cap că ar fi avut un motiv să facă asta. M-am mintit zâmbetul arogant al lui Josephine când îmi spunea: nu sunt polițiștii proști. Dar Josephine nu fusese prezentă la citirea testamentului și chiar dacă ar fi tras cu urechea, lucru de care eram aproape sigur, era puțin probabil să fi ghicit ce făcea bunicul ei. Atunci, de ce avea aerul acela de superioritate? Sau doar se lăuda din nou? Deranjat de liniștea din cameră, am ridicat brusc privirea. Atât tata, cât și Taverner mă urmăreau cu atenție. Nu știu exact ce anume m-a determinat, dar am izbucnit sfidător. Sofia nu a știut nimic de asta. Absolut nimic. Nu? Întrebă tata. Nu eram sigur dacă fusese o afirmație sau o întrebare. Va fi absolut șocată. Da? Șocată! Urmă un moment de liniște. Apoi, telefonul de pe biroul tatălui meu sună brusc. Da? Ridică receptorul, apoi zise. Da, fă-mi legătura. Se uită spre mine. E tânăra ta, doamnă. Vrea să ne vorbească. E urgent. I-am luat receptorul. Sofia? Charles, tu ești? E vorba de Josephine. Vocea îi tremura ușor. Ce-i cu Josephine? A fost lovită la cap. Contuzie. E destul de rău. Ne-au spus că s-ar putea să nu-și mai revină. M-am întors către ceilalți. Josephine a fost lovită, i-am spus. Tata a luat receptorul din mâna mea și, în timp ce făcea asta, mi-a zis tăios. Ți-am zis să ai grijă de copilă. Capitolul 18. În scurt timp, eu și Taverner godeam cu toată viteza către Swinney Dean într-o mașină rapidă de poliție. Mă gândeam la momentul în care o văzusem pe Josephine ieșind din camera rezervoarelor, precum și la remarca ei voalată ce se referea la timpul unei a doua crime. Iată copilă, nici nu bănuia că ar putea fi ea însăși victima celei de-a doua crime. Mi-am asumat pe deplin vina pe care, în mod tacit, mi-o imputase tata. Bineînțeles că trebuia să o supraveghez pe Josephine. Cu toate că nici eu, nici Taverner, nu aveam nici cea mai vagă idee despre cine ar putea fi ucigașul domnului Leonides, era foarte posibil ca Josephine să fi știut totuși ceva. Ceea ce catalogase drept o aiureală copilărească și aroganță, putea la fel de bine să fie ceva cu totul diferit. În timp ce practica ocupațiile ei preferate, furișatul dublat de indiscreție, Josephine ar fi putut obține o informație de-a cărei valoare nici măcar ea nu era pe deplin conștientă. Mi-am adus aminte de sunetul de creangă ruptă pe care l-auzisem în grădină. Bănuisem la momentul respectiv că pericolul era aproape. Pe moment am reacționat în consecință, dar, mai târziu, mi s-a părut că suspiciunile mele erau nefondate și melodramatice. Dimpotrivă,
Ar fi trebuit să-mi dau seama că, fiind vorba de crimă, oricine ar fi comis-o riscase enorm și că, în consecință, persoana aceasta nu ar ezita să mai comită încă o crimă, doar pentru a-și ascunde urmele. Poate că Magda, mânată de instinctul ei matern ciudat, își dăduse seama că Josephine era în pericol și că ar fi putut preîntâmpina orice tragedie prin trimiterea grabnică a copilei în Elveția. Sofia ne-a ieșit în întâmpinare și ne-a anunțat că Josephine fusese transportată cu ambulanța la Market Basin General Hospital. Doctorul Gray avea să-i informeze în cel mai scurt timp despre rezultatele radiografiei. Cum s-a întâmplat? Întrebă Taverner. Sofia ne conduse în spatele casei, unde se afla o magazie mică și părăsită. Într-un colț al acesteia se afla o ușă întredeschisă. E un fel de spălătorie, ne explică Sofia. În partea de jos a ușii este decupată o gaură din care să intre pisica, unde Josephine obișnuia să se legene. Mi-aminteam că și eu mă țineam de asemenea năzbâtii când eram mic. Spălătoria era mică și destul de întunecată. Înăuntru se aflau cutii de lemn, câteva furtunuri vechi, unelte ruginite de grădinărit și piese de mobilă stricată. Pe interiorul ușii se afla un oplitor, sub forma unui leu din marmură. Aceasta este piedica ușii de la intrare. Cred că a fost mutat aici deasupra ușii. Taverner întinse mâna deasupra ușii, care era destul de joasă, depășindu-l doar cu vreo 30 de centimetri. O capcană, zise el. Începu să legene ușa înainte și înapoi pentru a se convinge. Apoi privi bucata de marmură, dar nu o atinse. A pus careva mâna pe asta? Nu, răspunse Sofia. Oricum n-aș lăsa pe nimeni. Foarte bine. Cine a găsit-o pe fată? Eu. Nu se întorsese pentru masa de prânz. Bona o strigase. Josephine trecuse prin bucătărie și ieșise afară în curtea grajdului cu aproximativ un sfert de oră înainte. Bona credea că Josephine era afară jucându-se cu mingea sau că se legăna pe ușa aceea, ca de obicei. I-am spus că o aduc eu. Sofia făcu o pauză. Zici că avea obiceiul să se joace în felul ăsta? Cine mai știa acest lucru? Sofia ridică din umeri. Cred că aproape toată lumea din casă. Cine mai folosea spălătoria? Grădinarii? Sofia clătină din cap. Rare ori intră cineva acolo. Să înțeleg că nu ai vedere din casă spre magazia aceasta? Taverner rezumă. Deci, oricine putea să se strecoare din casă sau din fața casei într-o fixa capcana. Dar ar fi fost riscant. Se opri uitându-se la ușă și legănând-o ușor. Capcana nu e concepută prea grozav. Purtea foarte bine să se declanșeze sau nu? Mai probabil nu. Însă Josephine a avut ghinion. În cazul ei, capcana a funcționat. Sofia tremură. Taverner cercetă parduseala. Era crestată în diferite locuri. Se pare că mecanismul a fost testat înainte, ca să se verifice unghiul de cădere. Sunetul nu s-ar fi auzit în casă. Nu, nu s-a auzit nimic. Nu ne-am dat seama că era ceva în neregulă până când am ieșit și am găsit-o zăcând cu fața în jos, cu picioarele și mâinile întinse. Sofia tăcu o clipă, apoi spuse. Avea sânge în păr. Aceea e șarfa ei? Taverner arătă spre un manșon de lână în carouri întins pe jos. Da. Folosindu-se de șarfă, ridică atent bucata de marmură. Poate sunt amprente, spuse el fără prea multă speranță. Dar cred că, indiferent cine a fost, a acționat cu precauție. Apoi mă întrebă la ce mă uit. Mi-a trăsese atenția speteaza ruptă a unui scaun de bucătărie aruncat printre mobilele vechi. Pe scaun se aflau urmele unor picioare murdare de noroi. Curios, spuse el. Cineva a stat pe scaunul acela cu picioarele pline de noroi. De ce să fi făcut asta? Clătină din cap. La ce oră ați găsit-o, doamnă Lionaitz? Trebuie să fi fost cam 1 și 5 minute. Iar bona dumneavoastră o văzuse ieșind cam cu 20 de minute în urmă? Cine a fost ultima persoană despre care știți că a intrat înaintea ei în spălătorie? N-am nici cea mai vagă idee. Probabil că tot Josephine. Știu sigur că ea se legăna pe ușă azi dimineață după micul dejun. Taverner încuvință. Deci în perioada aceea, dintre acel moment și unul fără un sfert, cineva a instalat capcana. Spuneți că acea bucățică de marmură folosește ca piedică pentru ușa din față? Aveți cumva idee de când lipsește de acolo? Sofia clătină din cap. Ușa nu a fost ținută deschisă toată ziua. Era prea rece. Aveți idee unde s-au aflat cei din casă în cursul dimineții? Eu am ieșit să mă plimb. Eustace și Josephine au fost la ore până la 12 și jumătate, cu o pauză la 10 și jumătate. Tata a fost în bibliotecă toată dimineața, cred. Dar mama dumneavoastră?
Tocmai ieșea din dormitorul ei atunci când eu mă întorceam de la plimbare, cam pe la 12 și un sfert. Ea nu se trezește foarte devreme. Am intrat din nou în casă. Am urmat-o pe Sofia până în bibliotecă. Filip, alb și cu un aer istovit, stătea în scaunul său. Magda stătea ghemuită pe genunchii lui și plângea încet. Sofia îi întrebă dacă sunaseră de la spital. Filip scutură din cap. Plângând în hohote, Magda răspunse: De ce nu m-au lăsat să o însoțesc? Copilașul meu! Copilașul meu urâțel și amuzant! Obișnuiam să-i spun că era un copil schimbat la naștere, iar asta o supăra peste măsură. Cum am putut să fiu atât de crudă? Dar acum o să moară. Sunt sigură că o să moară. Și, draga mea, îi spuse Filip, gata. Simțeam că nu-mi găsesc locul în scena aceea de familie plină de neliniște și durere. M-am retras în liniște și am mers să o caut pe Bonă. Am găsit-o în bucătărie plângând încetişor. Domnule Charles, asta mi-este pedeapsa pentru lucrurile dure pe care le-am gândit. Exact asta este, o pedeapsă. N-am încercat să analizez prea atent sensul celor spuse de ea. Există foarte multă răutate în casa aceasta. Despre asta e vorba. Nu am vrut să văd asta sau să cred că există. Dar dacă vezi, ești obligat să crezi. Cineva l-a ucis pe stăpânul casei și aceeași persoană trebuie să fi încercat să o omoare și pe Josephine. Ce ar fi încercat să o omoare pe Josephine? Bona îndepărtă colțul batistei de la ochi și mi-aruncă o privire aspră. Știți prea bine cum era Josephine, domnule Charles. Îi plăcea să știe lucruri. Întotdeauna i-a plăcut asta, încă de când era mică. Obișnuia să se ascundă sub masa din sufragerie și să le asculte pe menajere vorbind. Apoi le avea la mână cu câte ceva. Aceste lucruri o făceau să se simtă importantă. Vedeți, nu prea era băgată în seamă de către stăpână. Nu era un copil frumos, la fel ca ceilalți doi. A fost mereu un copil șters și obișnuit. Un copil schimbat la naștere. Așa obișnuia stăpâna să o numească. O învinovățesc pentru asta. Deci convingerea mea este că ea a transformat-o într-un copil posac. Dar, printr-o modalitate amuzantă, ea și-a asigurat spatele aflând lucruri despre oameni și șantajându-i apoi. Mai că nu e deloc sigur să faci asta atunci când plin împrejurim mișuna un criminal. Avea dreptate în această privință. Nu era deloc sigur. Acest lucru mi-a amintit altceva. Așa că am întrebat-o pe Bonă. Știi cumva unde ținea ea o cărticică neagră, o agendă sau ceva de genul acesta, în care obișnuia să noteze diferite lucruri? Știu la ce vă referiți, domnule Charles, dar a fost foarte vicleană în această privință. O vedeam umezindu-și mereu creionul și scriind în cărticică. Apoi din nou îl băga în gură. Îi tot ziceam să nu mai facă asta pentru că o să se otrăvească cu grafit, iar ea îmi spunea că nu are cum, pentru că nu e chiar un creion cu grafit, ci cu carbon. Cu toate că nu vedeam cum să fie avut dreptate de vreme ce se numea creion cu grafit. Așa ar fi normal, am aprobat. Dar la urma urmei, ea avea dreptate. Josephine avea întotdeauna dreptate. În legătură cu agenda, știi cumva unde o ținea? N-am nici cea mai vagă idee, domnule. Era unul dintre lucrurile în privința cărora era cât se poate de ascunsă. Nu o avea cu ea atunci când a fost găsită? Oh, nu, domnule Charles, nici urmă de agenda. Era posibil să fi luat cineva agenda? Sau poate Josephine o ascunsese în camera ei? M-am gândit că nu ar strica totuși să o caut acolo. Nu eram sigur care era camera lui Josephine, dar, în timp ce stăteam nedumerit pe coridor, am auzit vocea lui Taverner care mă striga: Vino aici! Sunt în camera fetei! Ai mai văzut vreodată o asemenea priveliște? Am pășit pragul și am rămas înmărmurit. Camera aceea mică arăta de parcă tocmai trecuse o tornadă pe acolo. Sertarele dulapurilor erau scoase, iar conținutul acestora era împrăștiat pe jos. Salteaua și lenjeria de pat fuseseră înlăturate. Covoarele erau adunate grămadă. Scaunele erau întoarse cu susul în jos, tablourile fuseseră date jos de pe perete, iar fotografiile scoase din rame. Doamne Dumnezeule, am exclamat, ce s-a întâmplat aici? Tu ce crezi? Cineva a căutat ceva. Exact. M-am uitat în jur și am fluierat. E cu putință să fi intrat cineva aici, să provoace un astfel de deranj și nimeni să nu fie auzit sau să fi văzut ceva? De ce nu? Doamna Leonides își petrece diminețile în dormitor, făcându-și unghiile, sunându-și prietenii sau probându-și hainele. Filip stă în bibliotecă și răsfăiește mormane de cărți. Menajera stă în bucătărie, curățând cartofi și desfăcând fasole. Într-o familie în care fiecare cunoaște obiceiurile celorlalți, poate fi destul de ușor. Și-ți mai spun ceva. Oricine din casă ar fi putut face aceste lucruri,
să instaleze capcana pentru copil și să-i devasteze camera. Dar a fost cineva foarte grăbit. Cineva care nu a avut vreme să caute liniște. Oricine din casă, vrei să spui? Exact. Și am și verificat. Oricare dintre ei are o perioadă de timp pe care nu o poate justifica. Filip, Magda, menajera, ogodnica ta. La fel stau lucrurile și la etaj. Brenda și-a petrecut majoritatea dimineții singură. Rolands și Eustace au avut o pauză de o jumătate de oră, de la 10 și jumătate la 11. Iar tu ai fost în mare parte cu ei, dar nu în tot acest timp. Domnișoara de Haviland a fost în grădină, singură. Roger a fost în biroul lui. Doar Clemency se afla la Londra, în serviciu. Nu, nici măcar ea nu iese din discuție. Azi a rămas acasă din cauza unui dureri de cap. A fost singură în camera ei. Oricare dintre ei, oricare ar fi avut oportunitatea. Iar eu nu știu care. Nu am nicio idee. Dacă știam că ei cotrobăie pe aici... Își roti privirea prin camera răvășită. Măcar dacă a ști că l-au găsit. Mi-am amintit brusc de ceva când Taverner m-a întrebat ce făcea Josephine ultima dată când o văzuse. Așteaptă, i-am răspuns. Am țâșnit afară din cameră și am urcat scările. Am intrat pe ușa din stânga și am urcat la ultimul etaj. Am deschis apoi ușa camerei rezervoarelor, am urcat cele două trepte și în timp ce mă aplecam din cauza înălțimii tavanului, am privit împrejur. Când o întrebasem pe Josephine ce făcea acolo, îmi răspunsese că observă. Nu pricepeam ce ar fi putut fi de observat acolo, în mansarda aceea plină de pânze de păianjen și de rezervoare de apă. Dar o astfel de mansardă putea fi un excelent loc pentru a ascunde ceva. Mi se părea foarte probabil ca ea să fie ascuns acolo ceva. Ceva despre care știa prea bine că nu ar fi trebuit să-și bage nasul. Dacă lucrurile stăteau astfel, nu ar fi trebuit să-mi ia prea mult să o găsesc. Mi-a luat numai 3 minute. Ascuns în spatele celui mai mare rezervor, din interiorul căruia se auzea un sâsâit care adăuga o notă sinistră scenei, am găsit un pachet de scrisori învelite într-o bucată ruptă de hârtie maro. Am citit prima scrisoare. Of, Lawrence, dragul meu, dragostea mea, am simțit minunat aseară când mi-ai recitat acel vers. Am știut că mi-este adresat, deși nu mai privi deloc. Aristide a spus că ai citit versul bine, fără să bănuiască sentimentele noastre. Dragul meu, simt cu adevărat că, în curând, toate se vor aranja. Vom fi fericiți că nu a bănuit niciodată nimic, că a murit fericit. A fost foarte bun cu mine. Nu vreau să-l fac să sufere. Dar chiar nu cred că mai poți avea vreo plăcere de la viață după vârsta de 80 de ani. Nici nu mi-aș dori. În curând, vom fi împreună pentru totdeauna. Ce minunat va fi atunci când îți voi putea spune, iubitul meu soț. Dragostea mea, suntem făcuți unul pentru celălalt. Te iubesc, te iubesc, te iubesc și nu văd vreun sfârșit al iubirii noastre. Eu mai era destul de citit, dar nu mai voiam să continui. Am coborât scările înverșunat și am înmânat pachetul lui Taverner. Este posibil ca asta să fi fost ceea ce căuta prietenul nostru necunoscut, i-am zis. Taverner citi câteva pasaje, fluierând și răsfoind febril printre scrisori. Apoi mă privi cu aerul unei pisici care tocmai primise cea mai bună mâncare. Ei bine, spuse el moale, asta e cam strică planurile doamnei Brenda Leonides și pe cele ale domnului Lawrence Brown. Deci ei au fost în tot acest timp. Capitolul 19. Mi se pare ciudat, privind retrospectiv, cât de brusc și de categoric au dispărut mila și simpatia mea pentru Brenda Leonides odată cu descoperirea scrisorilor adresate lui Lawrence Brown. Oare era vorba despre orgoliul meu, care nu putea face față descoperirii faptului că îl iubea pe Lawrence Brown cu o dragoste nebună, înflăcărată și dulce, și că mă mințise cu bună știință? Nu știu. Nu sunt psiholog. Prefer să cred totuși că ceea ce mi-a tăiat brusc toată rezerva de simpatie a fost gândul la Josephine, lovită fără milă dintr-un disperat instinct de conservare. Dacă mă întreb pe mine, Brown a fost cel care a instalat capcana, zise Taverner, și asta ar explica și nedumerirea mea. Ce anume te-a nedumerit? Ei bine, e un lucru atât de nebunesc de realizat. Fii atent! Să zicem că fata a pus mâna pe aceste scrisori, care sunt cât se poate de incriminatorii. Primul lucru pe care l-ai face ar fi să încerci să le recuperezi. Până la urmă, dacă Josephine vorbea despre ele, dar nu le putea arăta, putea să însemne doar că fabulează. Dar nu le poți recupera pentru că nu le găsești. Singurul lucru pe care îl poți face este să scoți definitiv copila din peisaj.
Ai înfăptuit deja o crimă și nu te dai înapoi de la a doua. Știi că îi place să se legene pe ușa unei magazine utilizate. Ideal ar fi să o aștepți în spatele ușii și să o lovești imediat ce intră cu un vătrai sau cu o bară de fier sau cu bucate de furtun. Toate acestea erau deja acolo, mai bune de folosit. De ce să improvizeze agățând un leu din marmură de tocul de sus al ușii, care ar fi putut totuși să nu cadă sau să nu-și facă treaba până la capăt? Cum de altfel s-a și întâmplat. Te întreb, de ce? Deci, care e răspunsul, am întrebat. Singura idee care îmi vine în minte este că trebuia să asigure alibiul cuiva. Cineva ar fi avut astfel un alibi foarte puternic pentru momentul în care Josephine era lovită. Dar teoria asta nu pare să țină. Pur și simplu din cauză că, pentru început, nimeni nu pare să aibă vreun alibi pentru momentul în care Josephine a fost lovită. În al doilea rând, cineva ar fi căutat copila la ora prânzului și ar fi găsit capcana și bucata de marmură, iar întregul mod de operare ar fi fost destul de clar. Desigur, dacă ucigașul ar fi înlăturat blocul de marmură înainte ca Josephine să fie găsită, atunci am fi fost complet nedumeriți. Dar, așa cum stă treaba acum, pur și simplu nu are sens. Și-a întins brațele. Deci, care ar fi explicația ta actuală? Elementul personal. Idiosincrasia personală. Idiosincrasia lui Lawrence Brown. El nu agrează violența. Deci, nu se poate forța să devină violent. El pur și simplu nu ar fi putut sta în spatele ușii pentru a lovi pe fată în cap. Dar ar fi putut pune o capcană, apoi să plece și să nu vadă ce se întâmplă. Da, înțeleg, am spus încetişor. Este aceeași situație ca și cu Ezerina introdusă în sticluța de insulină. Exact. Crezi că a făcut toate astea fără ca Brenda să știe? Asta ar explica de ce ea nu a aruncat sticluța de insulină. Desigur, ar fi putut stabili totul între ei. Sau poate că ea s-ar fi putut gândi singură la trucul cu insulina, care asigură o moarte ușoară pentru bătrânul ei soț, dar și tot ce-i mai bun în cea mai bună dintre lumi. Da. Pun pariu că nu ea a fost cea care a instalat capcana. Femeile nu prea au încredere în funcționarea lucrurilor mecanice. Și au dreptate să nu aibă. Și eu cred că Ezerina a fost ideea ei, dar și-a convins supusul sclav să facă schimbul. Ea este genul de persoană care evită în general să facă ceva îndoielnic. Așa își păstrează o conștiință curată și fericită. A făcut o pauză, după care a continuat. Cu toate aceste scrisori, cred că Departamentul de Investigații Criminale va fi de acord că avem un caz. Vor fi necesare câteva explicații. Apoi, dacă fetița se va face bine, totul va fi minunat din nou. Mi-a aruncat o privire piezișă. Cum e să fii logodit cu 1.000.000 de lire sterline? M-am înfiorat. În agitația ultimelor câteva ore, uitasem complet de testament. Sofia nu știe nimic încă, am zis. Vrei să-i spun eu? Am înțeles că urmează ca Gates Hill să-i anunțe știrea tristă, sau fericită, după procesul de mâine. Taverner tăcu, apoi mă privi gânditor. Mă întreb, zise el, ce reacții vor avea membrii familiei. Capitolul 20. Procesul s-a desfășurat cam cum prezisesem. A fost totul amânat la cererea poliției. Eram cu toții bine dispuși, ca urmarea veștilor bune pe care le primiseserăm cu o seară în urmă de la spital despre starea lui Josephine, ale cărei răni nu erau atât de grave pe cât ne temusem, iar recuperarea ei urma să fie cu mult mai rapidă. Pentru moment, doctorul Gray nu permisese vizita nimănui, nici măcar pe cea a mamei ei. În niciun caz, mama, înșopti Sofia. I-am explicat asta foarte clar doctorului Gray. Oricum, o cunoaște și el pe mama. Cred că aveam un aer de îndoială, căci Sofia adăugă repede. Ce-i cu privirea asta dezaprobatoare? Păi, cu siguranță, o mamă. Mă bucur că ai câteva concepții de modă veche, Charles, dar nu prea știi încă de ce e capabilă mama. Biata de ea nu se poate abține, așa că obligatoriu provoacă o scenă dramatică. Iar scenele dramatice nu sunt neapărat cele mai potrivite pentru cineva care se recuperează după o rană la cap. Chiar te gândești la toate, scumpa mea? Păi, cineva trebuie să se gândească, acum că bunicul e mort. M-am uitat la ea plin de curiozitate. Am înțeles că discernământul nu îl părăsise pe bătrânul Ionaiț. Povara responsabilității lui era deja pe umerii Sofiei. După proces, Gateskill ne-a însoțit la trei frontoane. Își drese glasul și zise solemn. Am un anunț pe care datoria mea este să-l prezint tuturor. În această idee, întreaga familie s-a reunit în salonul Magdei.
Am avut cu această ocazie senzația plăcută de a fi omul din spatele scenei. Știam deja ce avea de gând să spună Gateskill. Eram pregătit să observ reacțiile fiecăruia. Gateskill a fost succint și la obiect. Orice urma unor sentimente personale era bine camuflată. A citit mai întâi scrisoarea lui Aristide Leonide, după care testamentul. Era foarte interesant de observat ce se întâmplă. Îmi doream să văd absolut totul, să nu-mi scape nimic. Nu le-am acordat prea mare atenție Brandei și lui Lawrence. Partea Brandei rămânea practic neschimbată. Ne-am urmărit în primul rând pe Philip și pe Roger, apoi pe Magda și pe Clemency. Prima mea impresie a fost că toți primiseră vestea cât se poate de bine. Philip stătea într-un scaun înalt, cu buzele strânse și cu capul lui frumos dat pe spate. Nu spunea nimic. Magda, din potrivă, izbucni imediat ce domnul Gateskill termină de vorbit. Vocea ei puternică, învăluind vocea lui firavă, ca un val care neca un râuleț. Draga mea, Sofia, este extraordinar! Cât de nemaipomenit! Atât de romantic! Bătrânelul nostru scump și trăsnit să fie atât de viclean și înșelător, exact ca un copil bătrân. Nu a avut încredere în noi? A crezut că ne vom supăra? Nu părea să fi fost vreodată mai atașat de Sofia decât de noi, restul. Dar, sincer, e cât se poate de dramatic. Brusc, Magda sări în picioare, se deplasă în pași de dans până la Sofia și făcu acesteia o reverență ca la curte. Madame Sofia, mama ta bătrână, săracă și umilă, te imploră să-i dai de pomană. Începu să se văicărească în dialectul Cockney. Dă-mi un bănuț, draga mea! Mama ta vrea să meargă la film! Mâna îi se strâmbă ca o gheară, răsucindu-se brusc spre Sofia. Fără să se miște, Philip zise cu buzele încă strânse. Te rog, Magda, chiar nu e nevoie de bufonerii. Oh, dar Roger, strigă Magda, întorcându-se brusc către el. Dragul și bietul Roger! Bătrânelul urma să țară în ajutor și apoi, înainte de a putea face asta, a murit. Iar acum Roger nu mai primește nimic. Sofia, spuse ea, întorcându-se cu aplomb, pur și simplu trebuie să-l ajuți pe Roger. Nu, zise Clemency. Înaintea un pas. Fața ei era sfidătoare. Nimic, absolut nimic. Roger se îndreptă spre Sofia, târșindu-și picioarele ca un urs uriaș, pietenos. Îi luă drăgăstos mâinile. Nu vreau absolut niciun ban, fată dragă. De îndată ce toată povestea se va clarifica, sau cel puțin când falimentul va fi declarat, ceea ce se pare că se va întâmpla, eu și Clemency vom pleca spre Indiile de Vest, pentru a duce acolo viață cât se poate de simplă. Dacă voi fi vreodată la Ananghie, o să apelez la capul familiei. O privi afectos. Dar, până atunci, nu vreau nimic. Sunt o persoană foarte simplă. Serios, scumpo. Întreabă pe Clemency dacă nu-i așa. O voce neașteptată interveni. Era Edith de Havilland. Totul e foarte bine, numai că trebuie să privești lucrurile cu mai multă atenție. Roger, dacă intri în faliment, după care fugi la capătul lumii, fără ca Sofia să-ți întindă o mână de ajutor, se vor spune multe lucruri nefavorabile despre ea. Ce importanță are ce crede opinia publică? Întrebă disprețuitor Clemency. Știm că pentru tine nu are importanță, Clemency, zise Edith de Havilland. Dar Sofia locuiește pe această planetă. E o fată inteligentă și foarte sufletistă și nu am niciun dubiu că Aristide a ales bine când i-a încredințat ei averea familiei. Cu toate că, dacă ne raportăm la mentalitatea noastră englezească, pare ciudat că a sărit peste cei doi fii ai lui care sunt încă în viață. Da, cred că ar fi totuși foarte neplăcut pentru ea dacă s-ar auzi că a dat dovadă de zgârcenie în legătură cu acest lucru și că l-a lăsat pe Roger pradă falimentului fără ca măcar să încerce să-l ajute. Roger se duse la mătușa lui și o îmbrățișă. Mătușă Edith, ești o scumpă și o luptătoare extrem de încăpățânată, dar nu reușești să înțelegi. Eu și Clemency știm exact ce vrem și ce nu vrem. Clemency, cu obrajii brusc îmbujorați, se ridică privindu-i pe toți sfidător. Niciunul dintre voi nu l-ați înțeles vreodată pe Roger. Niciodată. Și nici nu mă aștept să-l înțelegeți vreodată. Hai să mergem, Roger. Ieșiră din cameră în timp ce domnul Gateskill își dregea glasul și aranja hârtiile. Pe fața lui se citea o profundă dezaprobare. Îi displăceau scenele de acest gen, ceea ce era evident. În cele din urmă, ochii mi se opriră asupra Sofiei. Stătea dreaptă și frumoasă lângă șemineu, bărbia sus, cu ochii nemișcați.
Tocmai moștenise o avere imensă. Dar îngrijorarea mea cea mai mare era că, dintr-o dată, rămăsese foarte singură. Între ea și familia ei se ridicase brusc o barieră. Ca urmare, era despărțită de a ei și Tință cred că era conștientă de asta și că acceptase faptul ca atare. Bătrânul Leonides pusese o povară pe umerii ei. El făcuse cu bună știință acest lucru, iar ea era conștientă de acest fapt. El crezuse că umerii ei sunt suficient de puternici pentru a susține întreaga povară, dar în acele momente nu mă puteam abține să nu o compătimesc. Nu spusese nimic până atunci. De fapt, nici nu i se oferise ocazia să vorbească, însă foarte curând ar fi fost forțată să zică ceva. În spatele afecțiunii familiei ei, puteam simți deja ostilitate latentă. Chiar și sceneta minunat interpretată a Magdei mi se păruse că detectez o răutate subtilă. Și încă existau ape și mai tulburi, care nu ieșiseră la suprafață. Domnul Gatskill, după îndelungi încercări de a-și trege glasul, ținu un discurs clar și chipzuit. Dă-mi voie să te felicit, Sofia. Ai devenit o femeie foarte bogată. Nu ți-aș recomanda să iei nicio hotărâre. Pripită. Îți pot pune la dispoziție banii necesari pentru cheltuielile curente. Dacă vei dori să discuți posibile aranjamente pentru viitor, voi fi mai mult decât fericit să-ți ofer cel mai bun sfat de care sunt în stare. Stabilește o întâlnire cu mine la Lincoln Inn după ce te vei fi gândit suficient de bine cu privire la ce-i vrea să faci. Roger, începu cu încăpățânare Edith de Havilland. Domnul Gatskill interveni rapid. Roger, spuse el, va trebui să se descurce singur. Este un bărbat matur în vârstă de 54 de ani, cred. Iar Aristide Leonides a avut mare dreptate. Știți bine, el nu e om de afaceri și nu va fi niciodată. Privi către Sofia. Dacă vei pune Associated Catering pe picioare din nou, nu-ți face iluzii că Roger o va putea administra în mod corespunzător. Nici nu visez să pun pe picioare Associated Catering, zise Sofia. Era prima dată când spunea ceva. Vocea ei suna ferm și clar. Ar fi o nebunie să faci așa ceva, adăugă ea. Gatskill îi aruncă o privire pe subsprâncene și zâmbica pentru sine. Apoi își lua la revedere de la toată lumea și ieși. Urmară câteva momente de tăcere, o demonstrație a faptului că întrunirea familiei era lipsită de sens. Philip se ridică cu greu. Trebuie să mă întorc în bibliotecă, spuse el. Am pierdut foarte mult timp. Tată, zise Sofia nesigură, cu rugăminte în glas. O simțeam tremurând și dând înapoi, în timp ce Philip o privea cu ochii reci și ostil. Trebuie să mă ierți că nu te-am felicitat, spuse el. Dar ăsta a fost mai degrabă un șoc pentru mine. N-aș fi crezut niciodată că tata m-ar putea umilia atât de tare, că mi-ar putea nesocoti astfel devotamentul de viață. Da, devotament. Pentru prima dată, adevărata sa natură ieșea la suprafață din învelișul sobru și rece pe care l-afișa. Dumnezeule, strigă el, cum a putut să-mi facă una ca asta? Întotdeauna a fost nedrept cu mine. Întotdeauna. Oh, no. Philip, no. Nu trebuie să gândești astfel, strigă Haviland. Nu privi asta ca și cum ar fi o nedreptate. Nu este. Când oamenii îmbătrânesc, e normal să-și întoarcă privirea spre generațiile mai tinere. Te asigur că doar de asta e vorba. În plus, Aristide avea un simț al afacerilor foarte dezvoltat. Întotdeauna l-am auzit spunând că două taxe de moștenire... Nu i-a păsat niciodată de mine, zise Philip. Vocea era joasă și aspră. Întotdeauna a fost vorba doar de Roger. Roger. Cel puțin... O expresie de dezgust total îi năspri dintr-o dată frumoasele trăsături. Și-a dat seama și tata cât de prost și de ratat a fost în final Roger. A suprimat și partea lui de moștenire. Dar eu? Întrebă Eustace. Abia l-observasem pe Eustace până atunci, când mi-a dat brusc impresia că tremura sub influența unei emoții violente. În fața era schimonosită și părea să aibă lacrimi în ochi. Vocea îi tremura în timp ce striga isteric. Eu bat joc, oră, zise el, o rușine afurisită. Cum a îndrăznit bunicul să-mi facă una ca asta? Cum a îndrăznit? Eram singurul lui nepot. Cum a îndrăznit să treacă peste mine în favoarea Sofiei? Nu e corect. Îl urăsc, îl urăsc. Nu o să-l iert cât timp voi trăi. Bestie tiranică și bătrână. Îi doream moartea. Voiam să plec din casa asta. Voiam să fiu propriul meu stăpân. Iar acum am ajuns să fiu la mâna Sofiei. Să fiu bătaie ei de joc, să mă fac de râs.
Îmi doresc să fi murit. Se opri brusc și ieși din cameră. Edith de Havilland plescăi zgomotos, dezaprobator. Nici un pic de autocontrol, murmură ea. Știu exact cum se simte, izbucni Magda. Sunt sigură, zise Edith pe un ton aspru. Bietul de el, mă duc să văd ce face. Stai puțin, Magda! Edith ieși în grabă după ea. Vocile li se stinseră ușor. Sofia rămase privindu-l pe Philip. Mi se părea că văd un fel de rugăminte în ochii ei. Dacă asta era, nu primea niciun fel de răspuns. El o privea cu răceală, stăpânit din nou de un autocontrol de plin. Ți-ai jucat foarte bine cărțile, Sofia, zise el, apoi ieși din cameră. A fost o remarcă foarte răutăcioasă, am sărit eu. Sofia! Ea își întinse mâinile spre mine. Am luat-o în brațe. E prea mult pentru tine, scumpa mea. Știu exact cum se simt, zise Sofia. Diavolul acela bătrân, bunicul tău, ar fi trebuit să te facă să treci prin asta. Și-a îndreptat umerii. Credea că voi fi în stare să fac față. Și voi fi. Mi-aș dori ca pentru Iustes să nu contez atât de mult. O să-i treacă. Oare? Mă întreb dacă va depăși momentul. E genul de persoană care se consumă teribil. În plus, nu-mi place deloc că tata se simte atât de jignit. Mama ta pare să fie în regulă. O deranjează și pe ea un pic. E împotriva firii să mergi la fica ta și să-i cer bani pentru piese. O să înceapă să mă bată la cap cât de curând ca să sponsorizez piesa cu Edith Thompson. Și ce o să-i spui? Dacă asta o face fericită? Sofia se retrase din îmbrățișarea mea și își lăsă capul pe spate. Am să o refuz. E o piesă lamentabilă, iar mama nu ar putea juca rolul acela. Ar fi ca și cum aș arunca banii pe fereastră. Am râs încetişor. Nu m-am putut abține. De ce râzi? A întrebat ea suspicioasă. Încep să înțeleg de ce bunicul tău ți-a lăsat ție banii. Aș chiar nu sare departe de drum, Sofia. Capitolul 21. Singurul meu regret din momentul respectiv era că Josephine lipsea. Mi-ar fi plăcut totul atât de mult. Se recupera într-un rit rapid și așteptam să revin acasă de pe zi pe alta, însă tot am mai pierdut un moment de mare importanță din cauza absenței ei. Stăteam într-o dimineață cu Sofia și cu Brenda în grădina cu pietre, când o mașină a oprit în fața casei. Taverner, sergentul Lam au coborât, au urcat treptele și au intrat în casă. Brenda rămase nemișcată privind fixa mașină. Sunt bărbații aceia, zise ea. Au revenit. Am crezut că au renunțat, că totul s-a terminat. Am observat cum se înfioară. Mi se alăturase de vreo 10 minute. Învăluită în haina ei de șinșila, ne spusese. Dacă nu iau un pic de aer și nu fac un pic de mișcare, o să nebunesc. Dacă ies pe poartă, e tot timpul acolo cât un reporter gata să sară pe mine. Ca și cum aș fi asediată. Oare toate astea vor continua la nesfârșit? Sofia era de părere că ziariștii se vor sătura în curând de acest subiect. Poți să ieși cu mașina, adăugă ea. Aș vrea să fac un pic de mișcare, ți-am spus. Apoi zise brusc. L-ai concediat pe Lawrence, Sofia. De ce? Sofia răspunse calm. Îi pregătim alte aranjamente lui Eustace, iar Josephine va merge în Elveția. Ei bine, ai supărat foarte tare pe Lawrence. Are impresia că nu mai ai încredere în el. Sofia nu răspunse și în acel moment mașina lui Taverner opri în fața casei. Stătea acolo, tremurând în aerul umed de toamnă, Brenda zise încet. Ce vor? De ce au venit? Bănuiam de ce veniseră. Nu-i spusesem nimic Sofiei despre scrisorile descoperite în spatele rezervoarelor, dar știam că acestea ajunseseră la procuror. Taverner ieși din casă. Traversa aleea și pajiștea și se îndreptă spre noi. Brenda tremura îngrozitor. Ce vrea? Repeta ea nervos. Ce vrea? Ajuns la noi, Taverner zise scurt, pe un ton oficial. Am un mandat de arestare pe numele dumneavoastră, doamnă. Sunteți acuzată că i-ați administrat ezerină lui Aristide Leonides în data de 19 septembrie. Vă avertizez că orice spuneți poate fi folosit ca probă la proces. Brenda s-a pierdut în câteva clipe și a început să urle. S-a agățat de mine plângând. Nu, nu, nu! Nu e adevărat! Charles, spune-le că nu e adevărat! Nu am făcut-o eu! Nu am știut nimic despre asta! Totul e un complot! Nu-i lăsa să mă ia! Nu e adevărat, îți spun! Nu am făcut nimic! A fost un moment absolut îngrozitor, ceva cu totul de neimaginat. Am încercat să o liniștesc, i-am desfăcut încetişor degetele din jurul brațului meu.
I-am spus că îi voi găsi un avocat, că trebuie să-și păstreze calmul, că un avocat va rezolva totul. Taverner a luat-o ușor de cot. Haideți, doamnă Leonides, spuse el. N-aveți nevoie de pălărie, nu? Nu? Atunci vom porni imediat. Ea se retrase un pic, uitându-se la el cu ochi mari ca de pisică. Lawrence! Ce i-ai făcut lui Lawrence? Domnul Lawrence Brown este de asemenea în arest, răspunse Taverner. Era cât pe ce să leșine. Corpul ei părea că se prăbușește și că se micșorează. Lacrimile îi curgeau și roi pe obraji. Pășită tăcută de-a lungul peluzei până la mașină, împreună cu Taverner. I-am văzut apoi pe Lawrence Brown și pe sergentul Lamb ieșind din casă. Au urcat cu toții în mașină, iar aceasta se puse în mișcare. Am respirat adânc și m-am întors spre Sofia. Era foarte palidă și părea foarte supărată. Îngrozitor, Charles! Absolut îngrozitor! Știu! Trebuie să-i faci rost de un avocat de primă mână, cel mai bun care există. Ea are nevoie de tot ajutorul posibil. Nimeni nu realizează cum sunt lucrurile acestea de fapt. Nu am mai asistat până acum la arestarea cuiva. Știu ce vrei să spui. Nimeni nu înțelege. Am tăcut amândoi. Mă gândeam la teroarea disperată de pe chipul Brandei. Mi se părea familiară. Și, dintr-o dată, mi-am dat seama de ce. Era aceeași expresie pe care o văzusem pe fața Magdei Leonides în prima zi în care venisem la Casa Strâmbă, atunci când vorbea despre piesa cu Edie Thompson. Și apoi, teroare totală, nu-i așa? Spunea ea pe atunci. Teroare totală. Asta era ceea ce se vedea pe fața Brandei. Ea nu era deloc o luptătoare. Mă întreb dacă ar fi avut vreodată curajul să comită o crimă. Cel mai probabil nu. Se poate că Lawrence Brown, cu mania persecuției de care suferea, cu personalitatea sa instabilă, să fi fost cel care inversase conținutul unei sticluțe cu un altul, o acțiune simplă și foarte ușoară pentru a elibera pe femeia pe care o iubea. Deci, totul s-a terminat, zise Sofia. A suspinat profund, apoi m-a întrebat. Dar de ce ai arestat acum? Am crezut că nu există suficiente probe. Au ieșit la nivel o serie de probe, scrisori. Vrei să spui scrisori de dragoste între ei? Da. Cât de proști sunt oamenii ca să păstreze astfel de lucruri? Da, într-adevăr, proști. Genul de prostie care pare să nu învețe nimic din experiența altora. Nu puteai deschide ziarul fără să vezi zilnic exemple ale unei astfel de nebunii. Pasiunea de a păstra cuvintele scrise. Dovada scrisă a dragostei. Îngrozitor, Sofia. Dar nu folosește la nimic să ne mai preocupe acest lucru. A urma urmei, e ceea ce am sperat de la bun început, nu-i așa? Este exact așa cum i-ai spus încă din prima seară la Mario. Ai zis că ar fi în regulă dacă ucigașul ar fi persoana potrivită. Brenda era persoana potrivită, nu-i așa? Brenda sau Lawrence? Încetează, Charles. Mă fac să mă simt îngrozitor. Trebuie să fim raționali. Acum ne putem căsători, Sofia. Nu mă mai poți amâna. Familia Leonides a scăpat. M-a privit fix. Nu remarcasem până atunci albastrul viu din ochii ei. Da. Bănuiesc că am scăpat. Am scăpat, nu-i așa? E sigur de asta? Draga mea, niciunul dintre voi nu a avut nici cel mai mic motiv. S-a albit dintr-o dată. Cu excepția mea, Charles, eu am avut un motiv. Da, bineînțeles, am spus, luat prin surprindere. Dar nu cu adevărat. Vezi tu, nu ai știut de testament. Ba, am știut, Charles, mi-a șoptit ea. Poftim? M-am uitat fix la ea. Mi se făcuse dintr-o dată frig. Am știut în tot acest timp că bunicul îmi va lăsa mie întreaga lui avere. Dar cum? El mi-a spus, cam cu 2 săptămâni înainte de a fi ucis. Mi-a spus pe neașteptate. Ție ți-am lăsat toți banii mei, Sofia. Trebuie să ai grijă de familie când eu nu voi mai fi. Am holbat la ea. Dar nu mi-ai spus asta până acum. Nu. Vezi tu, când toată lumea a povestit cum s-au desfășurat lucrurile cu testamentul și cu semnarea lui, am gândit că poate a făcut o greșeală, că poate doar și-a imaginat că îmi lasă mie averea lui. Sau că, dacă într-adevăr a făcut un testament prin care mi-a lăsat totul mie, acesta s-a pierdut și nu va mai apărea niciodată. Nici nu mi-am dorit să apară. Îmi era foarte frică. Frică? De ce? Cred că din cauza crimei. Mi-am amintit expresia plină de teroare de pe fața Brandei. O panică sălbatică și irațională. Mi-am amintit teroarea totală invocată în exces de Magda când explica modul în care ar fi jucat rolul unei criminale. Sofia, în schimb,
Nu s-a panicat, dar ea era realistă și și-a dat seama imediat că familia Leonides ar fi considerat-o suspectă. Înțelegeam mai bine acum, sau cel puțin așa credeam, refuzul ei de a se logodi cu mine, precum și insistența ei de a se afla adevărul. Nu ar fi ajutat-o nimic altceva decât aflarea adevărului, așa îmi zisese. Mi-aduc aminte pasiunea, înflăcărarea cu care îmi spusese toate acestea. În timp ce ne întorceam spre casă, mi-am amintit dintr-o dată un alt lucru pe care ea mi-l spusese. Zicea că are impresia că ar putea să ucidă pe cineva, dacă ar considera că are un motiv care să merite. Capitolul 22. La o cotitură a grădinii, i-am văzut venind grăbit spre noi pe Roger și pe Clemency. Roger purta un costum de golf prea larg, care îi se potrivea însă mult mai bine decât hainele de doraș. Părea nerăbdător și sureșcitat. Clemency avea o expresie prevestitoare de rău. Salutare, zise Roger. În sfârșit. Credeam că nu mai aveau de gând să o aresteze pe femeia aia nebună. De ce au așteptat atât? Nu știu. Au arestat-o acum și pe ea și pe prietenul ei mizerabil și sper să-i spânzure pe amândoi. Expresia severă a lui Clemency se înăspri. Nu fi atât de necivilizat, Roger, zise ea. Necivilizat? Prostii! Criminal cu sânge rece a unui bătrânel prea încrezător, lipsit de apărare. Iar când spun că mă bucur că au fost prinși și că vor plăti pentru fapta lor, tu îmi spui că nu sunt civilizat. Îți spun că a strânge-o de gât cu mâinile mele pe femeia aceea. Apoi adăugă. A fost cu tine, nu-i așa? Atunci când a venit poliția să o ia. Cum a primit vestea? Întrebă el. A fost îngrozitor, zise Sofia în șoaptă. Era speriată peste poate. Așa și trebuie. Nu fi răzvânător, interveni iar Clemency. Oh, știu, draga mea, dar tu nu poți să înțelegi. Nu e vorba despre tatăl tău. Eu mi-am iubit tatăl. Nu înțelegi? L-am iubit. Ai zice că ar fi trebuit să înțeleg asta până acum. Nu ai pic de imaginație, Clemency. Să presupunem că eu aș fi fost cel otrăvit. Clemency a clipit des și a încleștat mâinile, apoi a replicat tăios. Nu spune astfel de lucruri nici măcar în glumă. Acum nu mai contează, draga mea. În curând vom fi departe de toate astea. Mergeam cu toții spre casă. Roger și Sofia înainte, iar eu și Clemency în spatele lor. Bănuiesc că acum ne vor lăsa să plecăm. Sunteți atât de nerăbdătoare să plecați? Am întrebat-o. Mă consumă totul foarte mult. M-am uitat surprins la ea. Mi-a întâmpinat privirea cu un zâmbet fat, slab, disperat și a aprobat din cap. Nu ai văzut, Charles, că mă lupt neîncetat? Lupt pentru fericirea mea, pentru fericirea lui Roger. M-am temut atât de mult că familia îl va convinge să rămână în Anglia. M-am temut că va trebui să rămânem în mijlocul lor, sufocați de legăturile familiale. M-am temut că Sofia ne va oferi găzduire și că vom rămâne în Anglia doar pentru că asta ar însemna ca eu să beneficiez de mai mult confort și de facilități. Problema lui Roger este că niciodată nu ascultă. Îi vin tot felul de idei, dar niciodată cele care trebuie. Nu știe de fapt nimic și seamănă suficient de mult cu tatălui încât să creadă că fericirea unei femei e legată de confort și de bani. Dar am să lupt pentru fericirea mea. Am să lupt. O să-l scot pe Roger de aici și o să-i ofer viața care îi se potrivește, în care nu o să se mai simtă un ratat. Îl vreau doar pentru mine, departe de ei toți, cât mai repede posibil. Vorbea în șoaptă, repede, cu un soi de disperare care m-a înfiorat. Nu-mi dădusem seama până atunci cât de tensionată era. Nici nu realizasem cât de posesivă și de disperată era dragostea ei pentru Roger. Mi-a venit în minte apoi citatul acela ciudat enunțat de Edith Haviland. Zisese ceva despre felul acesta de idolatrie, cu o intonație destul de ciudată. Mă întrebam dacă se referise la Clemency. Mă gândeam că Roger își iubise tatăl mai mult decât pe oricine altcineva. Mai mult chiar decât își iubea soția, deși era atât de devotat. Am înțeles cât de imperios își dorea Clemency ca Roger să fie numai al ei. Întreaga ei existență se învârtea în jurul dragostei pentru Roger. El îi era copil, soț și iubit. O mașină opri în fața casei. Hei, s-a întors Josephine, am spus bucuros. Josephine și Magda coborâră din mașină. Josephine avea un bandaj în jurul capului, dar în rest arăta chiar foarte bine. Vreau să-mi văd peștișorii, zise ea imediat și porni în grabă spre noi și spre eleșteu. Draga mea, strigă Magda, mai bine intra în casă mai întâi, să te întinzi un pic și să mănânci o supă hrănitoare. Nu te agita, mamă, răspunse Josephine. Mă simt foarte bine.
Și, în plus, urăsc supărhânitoare. Magda arăta total indecisă. Știam că Josephine fusese gata să se întoarcă acasă încă de acum câteva zile, dar, la sugestia lui Taverner, mai fusese reținută la spital un timp. Inspectorul nu voia să riște siguranța fetiței până nu știa pe suspecții principali în spatele gratilor. Îndrăznesc să spun că aerul proaspăt îi va face foarte bine, i-am zis Magdei. Voi merge eu să am grijă de ea. Am prins-o din urmă pe Josephine chiar înainte de a ajunge la Eleșteu. S-au întâmplat tot felul de lucruri pe aici cât ai fost plecată. Ea nu-mi răspunse. Scruta Eleșteul cu ochii ei miopi. L-am văzut pe Ferdinand, îmi zise. Cine este Ferdinand? Peștele cu patru cozi. Acela e chiar amuzant. Mie îmi place cel auriu. Acela e un soi destul de comun. Nu-mi prea place cel alb care mănâncă moli. Josephine mi-aruncă o privire disprețuitoare. Acela e un șebanche. Costă foarte mult, mult mai mult decât peștii aurii. Nu vrei să afli ce s-a întâmplat, Josephine? Cred că știu totul. Știi că a fost găsit un alt testament prin care bunicul tău îi lasă Sofiei toți banii lui? Josephine dă duplictisită din cap. Mi-a spus mama. Oricum, știam deja. Adică ai auzit veștile în spital? Nu. Vreau să spun că știam deja că bunicul i-a lăsat toată averea Sofiei. L-am auzit spunându-i. Ai tras cu urechea? Da. Îmi place să trag cu urechea. Nu e deloc onorabil. Și ține minte, cei care ascultă nu aud lucruri de bine spunându-se despre ei. Josephine îmi aruncă o privire în stilul ei caracteristic. Am auzit și ceea ce bunicul i-a spus Sofiei despre mine, dacă la asta te referi. Apoi adăugă. Bona se enervează dacă mă prinde ascultând pe la uși. Spune că nu e un lucru demn de o doamnă. Are mare dreptate. Aiurea, nimeni nu mai e doamnă cu adevărat în zilele noastre. Așa spun și în Brains Trust. Spun că e demodat. Pronunță cuvântul cu mare atenție. Îmi schimbat imediat subiectul. Ai ajuns acasă un pic prea târziu, așa că ai ratat marele eveniment. Inspectorul Taverner i-a arestat pe Brenda și pe Lawrence. Mă așteptam ca Josephine, în calitatea ei de tânăr detectiv, să fie de-a dreptul fascinată de această informație, dar abia dacă mi-a răspuns plictisită la culme. Da, știu. Nu ai de unde să știi, abia s-a întâmplat. Mașina lor a trecut pe lângă noi când eram pe drum. Inspectorul Taverner, împreună cu detectivul cu pantofi din piele de căprioară, se aflau în mașină cu Brenda și cu Lawrence, așa că am înțeles imediat că au fost arestați. Sper că li s-au citit drepturile. Sunt obligați, știi asta? Am asigurat-o că Taverner acționase în totalitate conform legii. A trebuit să-i spun despre scrisori, am zis eu scuzându-mă. Le-am găsit în spatele rezervorului. Ți-aș fi dat ție voie să-i spui, mai că tu erai inconștientă. Josephine își duse grijulie mâna la cap. Ar fi trebuit să fiu moartă, zise ea cu satisfacție. Ți-am spus că venise timpul pentru a doua crimă. Camera rezervoarelor nu a fost un loc prea potrivit pentru a ascunde scrisorile. Am știut asta imediat ce l-am văzut pe Lawrence ieșind de acolo într-o zi. Vreau să spun că el nu e deloc genul de om priceput la chestii cum ar fi robinetele, țevile sau siguranțele, așa că am știut imediat că ascunde ceva. Dar am crezut... M-am oprit imediat și am auzit vocea autoritară a lui Edith de Havilland care o striga pe fetiță. Josephine! Josephine, vino imediat aici! Josephine suspină. Și mai multă agitație. Mai bine plec. Ești obligat să o faci, dacă te strigă mătușa Edith. A luat-o la fugă pe peluză. Am urmat-o și eu mai încet. După un schimb scurt de cuvinte cu mătușa ei, Josephine intră în casă. M-am așezat pe terasă alături de Edith de Havilland. Dimineața aceea își arăta pe deplin vârsta. Am fost surprins să-i observ ridurile, oboseala și suferința întipărită pe față. Părea extenuată și învinsă. Mi-a observat îngrijorarea și a încercat să zâmbească. Copila nu arată deloc rău după tot ce a pățit, spuse ea. Trebuie să avem mai multă grijă de ea pe viitor. Totuși, cred că de acum încolo nu va mai fi necesar, nu-i așa? Suspină și continuă. Mă bucur că totul s-a terminat. Dar ce spectacol! Dacă ești arestat pentru crimă, ai putea măcar să ai un pic de demnitate. Nu am niciun fel de îngăduință pentru oamenii ca Brenda, care tremură și se vaită. Oamenii ăștia nu au niciun pic de curaj. Lawrence Brown arăta ca un iepure prins în cursă. Un sentiment ciudat de milă mi se inocula în suflet. Sărmanii nenorociți, am zis eu. Da, sărmanii nenorociți.
Sper că va fi în stare să aibă grijă de ea, nu-i așa? Adică să-și caute avocați și chestii de genul acesta. Mi se părea ciudat să constat că, deși o plăceau atât de puțin pe Brenda, erau totuși atât de grijulii pentru ca ea să aibă toate avantajele unei apărări bune. Edith de Havilland continuă. Cât o să țină? Cât va dura întregul proces? I-am răspuns că nu aveam cum să știu exact. Urmau să fie acuzați de poliție și, probabil, trimiși apoi în judecată. 3 sau 4 luni am estimat eu. Iar dacă vor fi condamnați, ar urma să aibă loc recursul. Crezi că vor fi condamnați? Mă întrebă ea. Nu știu. Nu știu exact câte dovezi are poliția. Desigur, există scrisorile. Scrisori de dragoste? Deci, erau iubiți? Erau îndrăgostiți unul de altul. Se întunecă la față. Nu-mi place deloc asta, Charles. Nu-mi place Brenda. În trecut o displăceam enorm. Am spus lucruri urâte despre ea. Dar acum? Acum simt că aș vrea să aibă toate șansele, să beneficieze de orice posibilă șansă. Așa ar fi dorit și Aristid. Simt că e de datoria mea să mă asigur că va avea parte de un proces echitabil. Dar Lawrence? Oh, Lawrence! Ridică din umeri iritată. Bărbații trebuie să aibă grijă de ei. Dar Aristid nu ne-a iertat niciodată dacă... Își lăsă propoziția neterminată, după care continuă. Cred că e aproape ora mesei. Mai bine am intrat. I-am spus că vei pleca la Londra. Cu mașina ta? Da. Mă întreb dacă m-ai putea lua și pe mine. Bănuiesc că nu mai suntem constrânși să rămânem aici. Sigur că pot să vă duc. Dar cred că Magda și Sofia vor merge și ele după masă. Ați călători mult mai confortabil cu ele decât cu mașina mea cu 2 locuri. Nu aș vrea să merg cu ele. Ia-mă cu tine și te rog, nu spune nimănui nimic despre asta. Am fost surprins, dar am făcut cum mă rugase. Nu am vorbit prea mult pe drumul spre oraș. Când am ajuns, am întrebat-o unde aș putea să o las. Pe Harley Street, zise ea. Am avut o presimțire nefastă, dar nu am spus nimic. Ea a continuat. Nu, e prea devreme. Lasă-mă la Debenhams. Pot să iau masa acolo și să merg pe Harley Street mai târziu. Sper, am început eu, apoi m-am oprit. Din cauza asta nu am vrut să merg cu Magda. Ea dramatizează totul, se agită prea mult. Îmi pare foarte rău. Nu ai de ce. Am avut o viață bună. O viață foarte bună. Mi-a aruncat un zâmbet forțat. Și nu s-a terminat încă. Capitolul 23. Nu-l văzusem pe tata de câteva zile. L-am găsit preocupat deja de alte cazuri, așa că am plecat să-l caut pe Taverner. Inspectorul avea puțin timp liber și a fost de acord să ieșim la o cafea. L-am felicitat pentru rezolvarea cazului, iar el mi-a mulțumit într-o manieră foarte reținută. E, totul s-a terminat, a spus el. Avem un caz, nimeni nu poate nega asta. Crezi că vom obține o condamnare? Greu de spus. Probele sunt circumstanțiale. Așa se întâmplă întotdeauna în cazul crimelor. Totul depinde foarte mult de impresia pe care ei o vor lăsa jurului. Cât de departe merg scrisorile? La prima vedere, par suficient de condamnabile. Se fac referiri la viața lor împreună atunci când bătrânul va muri. Fraze precum nu va mai trece mult. Dar ține minte ce spun. Avocatul apărării va încerca să răstălmăcească toate acestea. Va spune că soțul ei era atât de bătrân încât era normal să se aștepte ca el să moară. Nu e nicio referire la otrăvire, nu în mod explicit. Dar sunt câteva pasaje care ar putea însemna asta. Depinde ce judecător vom avea. Dacă va fi bătrânul Cavalry, va fi deosebit de ferm cu ei. El este întotdeauna cât se poate de just în ce privește dragostea nepermisă. Bănuiesc că îl vor avea pe Eagles sau pe Humphrey Kerr ca avocați. Humphrey e magnific în astfel de cazuri. Doar că el ar prefera eventual un fost militar pentru a-și face bine treaba. O persoană care nu și-a satisfăcut stagiul militar îi va pune ceva bețe în roate. Întrebarea care se pune este dacă jurul îi va plăcea. Nu poți ști niciodată la ce să te aștepți de la jurați. Știi, Charles, cei doi nu sunt ceea ce am putea numi niște personaje înduioșătoare. Ea e o femeie foarte frumoasă, care s-a căsătorit cu un tip bătrân pentru banii lui, iar Brown este un tip nevrotic, fără stagiu militar. Acest gen de crimă e foarte des întâlnit, așa că, dacă e să respectăm tiparul general, nu prea se poate spune că nu sunt vinovați. Desigur, jurații pot decide că el e vinovat, iar ea nu a știut nimic despre asta. Sau că ea e cea vinovată și că el n-a știut nimic despre asta. Sau că amândoi sunt vinovați. Tu ce crezi? L-am întrebat. M-a privit cu o mină total expresivă. Nu cred nimic.
Am adunat dovezile și le-am predat la departamentul de investigații criminale, unde s-a hotărât că avem un caz. Cam asta e tot. Mi-am făcut datoria și am terminat cu asta. Acum știi tot, Charles. Mai că nu știam. Mi se părea că Taverner, din anumite motive, nu părea deloc fericit. Peste numai 3 zile, mi-am deschis inima în fața tatălui meu. El nu mai adusese vorba deloc despre caz. Exista un fel de reținere între noi și credeam că știu motivul. Numai că trebuia să înlătur bariera aceea dintre noi. Trebuie să discutăm despre asta, i-am spus. Taverner nu e deloc convins că cei doi au comis crima și nici tu nu ești. Tata a dat din cap. Mi-a repetat ceea ce îmi spusese și Taverner. Acum nu mai depinde de noi. Există un caz de dezbătut fără nicio îndoială. Dar tu nu crezi și sigur nu crede nici Taverner că cei doi sunt vinovați. Asta va trebui să decide jurații. Pentru numele lui Dumnezeu, nu vorbi în termeni tehnici. Voi doi ce credeți? Voi înșivă. Părerea mea personală nu e deloc mai bună decât a ta, Charles. Ba este, ai mai multă experiență. Atunci voi fi sincer cu tine. Pur și simplu, nu știu. Ar putea fi vinovați? Sigur că da. Dar nu e sigur. Tata ridică din umeri. Cum ar putea cineva să fie sigur? Nu ocoli răspunsul, tată. Ai fost sigur în alte cazuri, nu-i așa? Foarte sigur? Fără absolut niciun dubiu? Da, uneori am fost, dar nu întotdeauna. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să fi fost sigur de data aceasta. La fel și eu. Am tăcut amândoi. Mă gândeam la cele 2 siluete care se furișeau din grădină pe înserate. Singuri, vânați și speriați. Le fusese frică încă de la început. Nu era asta dovada unei conștiințe vinovate? Dar mi-am răspuns. Nu neapărat. Atât Brandei, cât și lui Lawrence le era frică de viață. Nu aveau deloc încredere în ei, în capacitatea lor de a evita pericolul și înfrângerea. Așa că puteau observa foarte limpede că tiparul dragostei nepermise, care poate conduce la crimă, îi poate învinovăți în orice moment. Tata început să-mi vorbească pe un ton grav și cald. Haide, Charles, să recunoaștem. Încă mai crezi că cineva din familia Leonides e de fapt vinovat, nu-i așa? Nu neapărat, doar că mă întreb. Chiar asta crezi? Poate că te înșeli, dar exact asta crezi. Așa i-am spus. De ce? Pentru că m-am gândit bine. Am încercat să văd lucrurile cât se poate de clar, să mă fac înțeles. Pentru că, da, chiar așa era. Pentru că asta cred și ei. Asta cred și ei? Interesant. Foarte interesant. Vrei să spui că toți se bănuiesc unul pe altul sau că ei știu de fapt cine a făcut-o? Nu sunt sigur. Totul e foarte vag și confuz. Cred că, de fapt, toți refuză să știe cine este vinovatul. Tata încuvință din cap. Nu și Roger, am continuat eu. Roger crede sincer că Brenda e cea vinovată și își dorește din tot sufletul să o vadă spânzurată. Este o adevărată plăcere să stai cu Roger, pentru că el e simplu și pozitiv și nu are niciun fel de rezerve. Dar ceilalți sunt reținuți, neliniștiți. Mă rogă toți să mă asigur că Brenda va avea parte de cea mai bună apărare, de toate avantajele posibile. De ce? Pentru că, de fapt, în sufletele lor, nu cred cu adevărat că Brenda e vinovată. Da, așa pare, îmi spuse tata. Apoi mă întrebă calm. Totuși, cine ar fi putut să o facă? Ai vorbit cu toți? Pe care ai paria? Nu știu. Și asta mă scoate din minți. Niciunul nu se potrivește descrierii pe care tu ai făcut-o unui ucigaș. Și totuși simt că unul dintre ei este criminal. Sofia? Nu, Dumnezeule, nu. Dar te-ai gândit la această posibilitate, Charles? Da, te-ai gândit, nu nega. Cu atât mai mult cu cât nu-ți dai seama de asta. Dar ceilalți? Philip? Doar pentru motive dintre cele mai fantastice. Motivele chiar pot fi fantastice sau pot fi absurde neînsemnate. Care ar fi motivul lui? E foarte gelos pe Roger. Așa a fost toată viața. Afecțiunea tatălui lor pentru Roger l-a întors pe Philip împotriva fratelui său. Roger era pe cale să se prăbușească. Apoi, bătrânul a auzit despre asta. A promis să-l ajute pe Roger să se pună iar pe picioare. Să zicem că Philip a aflat toate acestea. Dacă bătrânul ar fi murit în noaptea aceea, Roger nu ar mai fi primit niciun fel de ajutor.
Roger ar fi fost complet terminat și scos din schemă. Oh, știu că e absurd. Oh, nu, chiar deloc. E anormal, dar se poate întâmpla. E omenesc. Dar Magda? Ea e mai degrabă o tipă copilăroasă. Face din țânțar armăsar. Însă nu aș fi gândit niciodată că ar putea fi implicată dacă nu ar fi existat graba subită de a o trimite pe Josephine în Elveția. Nu mă pot abține să nu mă gândesc că poate se temea că Josephine știa sau ar fi putut spune ceva. După care, Josephine a fost lovită la cap. Ei bine, pentru asta nu ar putea fi învinovată mama ei. De ce nu? Dar tată, o mamă nu ar putea... Charles, nu citești niciodată știrile poliției? Se întâmplă de nenumărate ori ca o mamă să aibă o antipatie față de unul dintre copiii ei, față de unul singur. Celorlalți le poate fi cât se poate de devotată. Există o asociere, un motiv de un anumit tip, dar de cele mai multe ori e greu de ajuns la o explicație. Dar atunci când există, este o aversiune irațională și foarte puternică. O numea pe Josephine copil schimbat la naștere. Am recunoscut eu fără să vreau. Pe copil o deranja? Nu cred. Cine ar mai fi? Roger? Roger nu și-a ucis tatăl, sunt destul de sigur de asta. Atunci șterge-l pe Roger de pe listă. Soția lui, cum o cheamă? Clemency? Da. Dar dacă ea ar fi cea care l-a ucis pe bătrânul Leonides, a făcut-o pentru un motiv cât se poate de ciudat. I-am povestit conversația mea cu Clemency. I-am spus că mi se părea foarte posibil ca, din dorința ei fără margini de a-l scoate pe Roger din Anglia, să-l fi otrăvit pe bătrân. Îl convinsese pe Roger să plece fără să-i spună tatălui lui. Apoi bătrânul a aflat. Urma să susțină Associated Catering. Toate speranțele și planurile lui Clemency erau astfel zădărnicite. Iar ea îl iubește cu disperare pe Roger, dincolo de idolatrie. Repezi ceea ce a spus și Edith de Havilland? Da. Iar Edith e o altă persoană despre care cred că ar putea fi vinovată. Dar nu știu de ce. O doar să cred că ar fi luat legea în propriile mâini dacă ar fi considerat că are un motiv suficient de bun. Și tot ea era foarte nerăbdătoare să se asigure că Brenda are parte de cea mai bună apărare. Da. Dar cred că pur și simplu din cauza conștiinței. Nu cred că, dacă ea e cea vinovată, ar fi vrut ca cei doi să fi fost acuzați de crimă. Probabil că nu. Dar ar fi lovit-o pe Josephine? Nu, am zis eu încet. Nu cred. Asta mi-amintește de ceva ce mi-a spus Josephine la un moment dat și care mi se tot învârte în creier fără să-mi dau seama ce anume. Îmi scapă. Dar e ceva ne la locul lui. Că aș putea să-mi amintesc. Nu contează. O să-ți amintești mai târziu. Te mai gândești la altceva sau la altcineva? Da, chiar foarte mult. Cât de multe știi despre paralizia infantilă? Are efecte asupra caracterului? Eustace? Da, cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mai tare mi se pare că Eustace se potrivește profilului. Antipatia și resentimentele lui față de bunicul său, ciudățenia și schimbările de dispoziție, nu e normal. E singurul din familie pe care mi-l imaginez lovind-o pe Josephine, dacă ea ar ști ceva despre el. Și e foarte probabil să știe. Copila aceea știe totul. Își notează totul într-un carnețel. M-am oprit ca străfulgerat de un gând. Dumnezeule, am spus eu, cât de prost sunt! Ce s-a întâmplat? Știu acum ce era ne la locul lui. Am presupus și eu și Taverner că dormitorul lui Josephine a fost devastat în căutarea fanatică a scrisorilor. Am crezut că ea le-a găsit și le-a ascuns în camera rezervoarelor. Dar, de ună zi când ne plimbam, mi-a spus că de fapt Lawrence e cel care le ascunsese acolo. Josephine îl văzuse ieșind din acea cameră, așa că a mers să investigheze și a găsit scrisorile. După care, bineînțeles că le-a citit, dar le-a lăsat unde erau. Deci? Nu înțelegi! Persoana cu pricina nu căuta scrisorile în camera lui Josephine. Trebuie să fi căutat ceva cu totul diferit. Și acel ceva era carnețelul negru în care ea își nota rezultatele investigațiilor. Asta căuta persoana care a răscolit camera. Cred că, oricine ar fi fost, nu a găsit ce căuta. Cred că e încă la Josephine. Dar dacă e așa... M-am ridicat pe jumătate de pe scaun. Dacă e așa, spuse tata, ea încă nu e în siguranță. Asta voiai să spui? Da. Și nu va fi pe deplin în afara oricărui pericol până nu va pleca spre Elveția.
Au plănuit să o trimit acolo. Știi asta, nu? Ea vrea să plece? M-am gândit un pic. Nu cred că vrea. Atunci probabil că nici nu a plecat, zise tata sec. Dar ai dreptate în legătură cu pericolul. Ai face bine să mergi acolo. Eustace? Am strigat eu disperat. Clemency? Glover deschise ușa. Îmi cer iertare, domnule Charles. Telefonul. Domnișoara Leonite a sunat de la Sweeney Dean. E urgent. Era un deja vu oribil. Are Josephine căzuse din nou victimă? Și, dacă de data asta, criminalul nu mai dăduse greș. M-am grăbit la telefon. Sofia, sunt Charles. Sofia îmi vorbi cu disperare în voce. Charles, nu s-a terminat nimic. Criminalul e încă aici. Ce vrei să spui? Ce s-a întâmplat? A pățit ceva, Josephine? Nu Josephine, ci Bona. Bona? Da. Josephine nu și-a băut ceașca de cacao cu lapte care a rămas pe masă. Bona a considerat că e păcat să o irosească, așa că a băut-o ea. Sărmana Bona! E grav? Vocea Sofiei se frânze. Oh, Charles! E moartă! Capitolul 24. Ne întorceam de unde am plecat. Asta gândeam în timp ce ieșeam din Londra cu Taverner. Eram nevoit să refacem traseul. Din când în când, Taverner scăpa câte o înjurătură. Despre mine, repetam prostește din când în când, fără niciun rost. Deci nu au fost Brenda și Lawrence. N-au fost ei. Am crezut oare cu adevărat că ei o făcuseră? Am fost atât de încântat să cred asta. Atât de încântat că scăpasem de alte posibilități mai sinistre. S-au îndrăgostit și au scris scrisori de dragoste. Au sperat că soțul bătrân al Brendei avea să moară în curând, fericit și împăcat. Dar mă întreb dacă își doriseră cu adevărat să moară. Aveam impresia că dorul și chinul unei povești de dragoste neîmplinite îi se potrivea la fel de bine sau chiar mai bine decât banalitatea unei căsnicii. Nu cred că Brenda era o femeie cu adevărat pasională. Era prea anemică, prea indiferentă. Tânja, de fapt, după romantism. Iar Lawrence cred că era genul de om care găsea plăcere în frustrare și în vise de fericire inexacte, mai degrabă decât în satisfacția carnală. Au fost prinși în cursă, îngroziți, fără să aibă puterea să scape. Lawrence, de o prostie incredibilă, nu a distrus scrisorile primite de la Brenda. Putem presupune că Brenda le distrusese pe ale ei din moment ce nu fusese răgăsite. Și nu fusese Lawrence cel care pusese capcana la ușa de la spălătorie. Altcineva o făcuse. O persoană care își ascundea în continuare fața sub o mască. Am ajuns la poartă. Taverner a coborât, iar eu l-am urmat. În hol se afla un polițist în haine civile pe care nu-l cunoșteam. L-a salutat pe Taverner, iar acesta l-a tras deoparte. Grămada de bagaje din hol mi-a atras atenția. Valizele erau etichetate și gata de plecare. În timp ce mă uitam la bagaje, Clemency a coborât scările și a intrat pe ușa din capătul holului. Era îmbrăcată în aceeași rochie roșie, peste care purta o haină din tweed, iar pe cap avea o pălărie din fetru. Charles, ai venit la timp pentru a ne lua la revedere. Plecați? La noapte plecăm la Londra. Avionul nostru decolează mâine dimineață de vreme. Era calmă și zâmbitoare, dar aveam impresia că nu scăpa nimic din ochi. Dar nu puteți pleca acum. Și de ce nu? Vocea ei era aspră. Ei bine, moartea Bonei nu are nimic de a face cu noi. Poate că nu, dar în orice caz. De ce spui poate că nu? Chiar nu avem nicio legătură cu asta. Eu și Roger am fost la etaj, terminam de făcut bagajele. Nu am coborât deloc cât timp ceașca de cacao cu lapte s-a aflat pe masa din bucătărie. Puteți demonstra asta? Pot să garantez pentru Roger și Roger poate garanta pentru mine. Atât și nimic mai mult. Nu uitați că sunteți soț și soție. Atunci furia ei izbucni fără stabilă. Ești imposibil, Charles! Eu și Roger plecăm să ne trăim în sfârșit viața. De ce am vrea să o trăvim o biată femeie bătrână și drăguță care nu ne-a deranjat vreodată cu ceva? Poate că nu pe ea ați vrut să o trăviți. Cu atât mai puțin am vrea să o trăvim un copil. Depinde de copil, nu? Ce vrei să spui? Josephine nu e un copil obișnuit. Știe foarte multe lucruri despre oameni. Ea... M-am oprit. Josephine tocmai ieșea pe ușa care dădea spre salon. Mușca din nelipsitul măr, iar în ochi îi strălucea un fel de bucurie bolnăvicioasă. Bona a fost otrăvită, zise ea. Exact ca bunicul. Teribil de palpitant, nu-i așa? Și nu ești deloc afectată? Am întrebat sever.
Doar erați apropiate, nu? Nu în mod deosebit. Mă tot certa pentru una, alta. Era chiar enervantă. Dar tu ții la cineva în mod deosebit? Josephine întrebă Clemency. Josephine își întoarse ochii cu sclipiri răutăcioase spre Clemency. O iubesc pe mătușa Edith. O iubesc foarte mult. Și aș putea să-l iubesc pe Eustace. Doar că se poartă îngrozitor cu mine și nu e interesat să afle cine a făcut toate astea. Ar fi bine să te oprești cu investigațiile, am zis eu. E imprudent. Nu trebuie să mai cercetez nimic, spuse ea. Știu deja totul. Se făcu liniște pentru un moment. Ochii lui Josephine, grav și vigilenți, erau fixați pe Clemency. Un sunet, ca un oftat prelung, mi-a ajuns apoi la urechi. M-am întors repede. Edith de Havilland stătea la jumătatea scărilor, dar mi se părea că nu ea suspinase. Sunetul venea din spatele ușii pe care intrase Josephine. Am mers repede la ușă și am deschis-o larg. Nu se vedea nimeni. Totuși, eram foarte tulburat. Cu siguranță cineva stătuse în spatele ușii și auzise tot ce spusese Josephine. M-am întors și am luat-o pe Josephine de mână. Mușca din măr și se uita nepăsătoare la Clemency. Dincolo de solemnitatea momentului, mi se părea că în aer flutea o satisfacție perfidă. Vino, Josephine, am spus. Trebuie să discutăm. Cred că Josephine a protestat, dar eu nu mai aveam chef de prostii. Am dus-o cu forța în partea de casă în care locuia. Am dat de un mic salon în care nu prea intra nimeni niciodată, așa că puteam fi siguri că nu vom fi deranjați. Am dus-o acolo, am închis ușa și am așezat-o pe un scaun. Am luat încă un scaun și l-am așezat în fața ei. Acum, Josephine, vom pune cărțile pe masă. Ce știi mai exact? Foarte multe. Nici nu mă îndoiesc de asta. Capșorul ăsta al tău cred că e atât de plin de informații, importante sau nu, încât e gata să explodeze. Da, știi exact la ce mă refer, nu-i așa? Bineînțeles că știu, dar nu sunt proastă. Nu mi-am dat seama dacă afirmația ei îmi era adresată mie sau poliției, dar nu i-am dat atenție și am continuat. Știi cine a pus otrava în ceașca de cacao cu lapte? A aprobat din cap. Știi cine ți-a otrăvit bunicul? Josephine a aprobat din nou. Și cine te-a lovit la cap? Același răspuns. Atunci o să-mi spui exact tot ce știi. O să-mi spui totul, acum. N-o să-ți spun. Ești obligată. Orice informații deții sau descoperi, trebuie să le pui la dispoziția poliției. Nu să spun nimic poliției. Sunt toți niște proști. Au crezut că Brenda e vinovată sau Lawrence. Eu nu am fost atât de proastă. Am fost destul de sigură că nu ei sunt vinovați. Am bănuit cine a fost de la bun început, apoi am făcut un test. Și acum știu sigur. A terminat fraza într-o notă triumfătoare. Am rugat cerului să-mi dea răbdare și am început din nou. Ascultă, Josephine, îndrăznesc să spun că ești foarte isteață. Josephine părea foarte încântată. Dar istețimea nu-ți va folosi prea mult dacă nu trăiești să te poți bucura de ea. Înțelegi, prostuțo, că atâta timp cât ții astfel de secrete, ești în pericol iminent? Josephine a dat din cap aprobator. Bineînțeles că sunt. Ai scăpat deja de două ori ca prin urechile acului. Prima dată era să mori. A doua oară, cineva chiar și-a pierdut viața. Nu înțelegi că, dacă umbli prin casă, lăudându-te cât te ține gura că știi cine e criminalul, viața ta va fi în continuare în pericol și că fie vei muri tu, fie altcineva? În numele cărți sunt omorâte mai multe persoane, mă informă Josephine cu entuziasm. Ajungi să afli cine e criminalul numai pentru că el sau ea e singura persoană care rămâne în viață. Asta nu e o povestioară polițistă. Aici suntem la trei frontoane, Swinley Dean, iar tu ești o fetiță naivă care a citit prea mult pentru vârsta ei. O să te fac să-mi spui, chiar de va trebui să te zgâlții până sclănțănesc toți dinții. Aș putea oricând să spun ceva neadevărat. Ai putea, dar nu o vei face. Oricum, ce aștepți de fapt? Nu înțelegi. Poate că nu o să spun niciodată. Vezi tu, poate că sunt atașată de persoana respectivă. A făcut o pauză pentru a lăsa afirmația să-și facă efectul. Iar dacă o să spun, continuă ea, o să fie așa cum trebuie. O să-i adun pe toți și o să refac tot scenariul, cu tot cu indicii. După care o să spun pe neașteptate, tu ai făcut-o. Își aruncă arătătorul în față, exact când Edith de Havilland intra în cameră. Aruncă mărul la coșul de gunoi, zise Edith.
Ai o batistă? Ai degetele lipicioase. Ieșim un pic cu mașina. Mi-aruncă o privire plină de înțeles. Vei fi mai în siguranță departe aici, pentru o oră sau două. Josephine părea că nu prea-i convine, așa că Edith adăugă. Mergem la Long Bridge și bem un shake cu gheață. Ochii lui Josephine se luminară și adăugă. Două! Poate, zise Edith. Acum du-te și ia-ți haina, pălăria și eșarfa blemarin. E rece afară. Charles, mai bine ai merge cu ea să se îmbrace. N-o scăpa din ochi. Am descris ceva. S-a așezat la birou, iar eu am însoțit-o pe Josephine afară din cameră. Chiar și fără avertizarea lui Edith, m-aș fi ținut după Josephine peste tot, ca o lipitoare. Eram convins că pericolul o pândea de pretutindeni pe copilă. După ce am supravegheat-o pe Josephine, Sofia a intrat în cameră. Părea surprinsă să mă vadă. Cum de te-ai transformat într-o bonă, Charles? Nu mă gândeam că te găsesc aici. Merg la Longbridge cu mătușa Edith, spuse Josephine plină de importanță. O să bem shake gheață. Brr, pe o zi ca asta? Băuturile cu gheață sunt întotdeauna bune. Când ești rece pe dinăuntru, te fac să te încălzești pe din afară. Sofia fost străbătută de un fior. Părea îngrijorată și am fost uimit să-i văd paloarea din obraj și cearcănele de sub ochi. Ne-am întors în salonașul din care plecasem. Edith presa cu sugativa câteva plicuri. S-a ridicat repede. Plecăm acum, a zis ea. I-am spus lui Evans să aducă Fordul. A ieșit pe hol, iar noi am urmat-o. Valizele cu etichetele albastre mi-au atras din nou privirea. Fără să știu de ce, îmi provocau neliniște. Este o zi frumoasă, zise Edith de Havilland, în timp ce își lua mânușile și se uita la cer. Fordul aștepta în fața casei. Rece, dar îmbietoare, continuă ea. O adevărată zi de toamnă. Cât de frumos arată copacii cu crengile aproape goale în contrast cu cerul. Cu câte una sau două frunze aurii atârnând din loc în loc. A rămas tăcută un moment, apoi s-a întors și a sărutat-o pe Sofia. La revedere, draga mea! Nu-ți face prea multe griji. Unele lucruri trebuie înfruntate și suportate. Apoi a spus, hai, Josephine, și s-a urcat în mașină. Fetița a urcat alături de ea. Amândouă ne-au făcut cu mâna în timp ce se îndepărtau. Cred că are dreptate și că e mai bine să o țină pe Josephine departe pentru un timp. Dar, Sofia, trebuie să o convingem pe copila aceea să ne spună ce știe. Probabil că nu știe nimic, se laudă doar. Josephine îi place să se dea mare, să știi. E mai mult de atât. Se știe ce otravă a fost în ceașca de cacao cu lapte? Se presupune că e digitalină. Mătușa Edith ia digitalină pentru inimă. Are un flacon plin de pastile în camera ei. Acum flaconul e gol. Trebuia să le țină sub cheie. Așa a și făcut. Na, nu cred că ar fi greu pentru cineva să descopere unde ține cheia. Cineva? Cine? M-am uitat din nou la grămada de bagaje. Am spus brusc și cu ton ridicat. Nu pot pleca. Nu trebuie să li se permită. Sofia părea surprinsă. Roger și Clemency? Charles, doar nu crezi că... Tu ce crezi? Sofia și-a ridicat brațele într-un gest de neputință. Nu știu, Charles, mi-a șoptit ea. Știu doar că trăiesc din nou într-un coșmar. Știu. Exact așa am zis și eu când m-am întors aici cu Taverner. Pentru că exact așa e într-un coșmar. Trăiești alături de oameni pe care îi cunoști, le vezi fețele și dintr-o dată acestea li se schimbă și nu-i mai cunoști. Sunt niște străini. Străini răi. A început să plângă. Hai afară, Charles. Hai afară. E mai sigur afară. Mă tem să stau în casa asta. Capitolul 25. Am stat în grădină mult timp. Dintr-o înțelegere tacită, am refuzat să discutăm despre primejdia ce ne pândea. În schimb, Sofia îmi povestea cu afecțiune despre femeia răposată, despre lucrurile pe care le-au făcut, despre jocurile pe care le jucaseră în copilărie cu Bona, povestioarele pe care îi le spunea despre Roger, tatăl lor, și despre ceilalți frați și surori. Ei erau adevărații ei copii, înțelegi? Doar ea s-a întors la noi să ne ajute pe timpul războiului, când Josephine era doar un bebeluș, iar Eustace era un copilaș nostim. Simțeam că Sofia găsea mângâiere în aceste amintiri și am încurajat-o să vorbească. Mă întrebam ce făcea Taverner în timpul acesta. Cred că interoga pe cei din familie. O mașină în care se aflau fotograful și alți doi polițiști se îndepărtă în timp ce o ambulanță tocmai sosea. Sofia tremură puțin. După câteva clipe plecă și ambulanța și ne-am dat seama că transporta trupul neînsuflețit al Bonei pentru a fi pregătit de autopsie.
Cu toate acestea, noi ne plimbam prin grădină și vorbeam, iar cuvintele noastre deveneau din ce în ce mai mult o mantie pentru adevăratele noastre gânduri. Într-un târziu, Sofia îmi spuse înfrigurată: trebuie să fie foarte târziu, e aproape întuneric, ar trebui să intrăm. Mătușa Edith și Josephine nu s-au întors. Ar fi trebuit să se întoarcă până acum? O presimțire vagă se trezi în ființa mea. Ce se întâmplase? Oare Edith o ținea din adins pe Josephine departe de casa strâmbă? Am intrat în casă. Sofia trase toate draperiile. Focul era aprins, iar în salonul mare părea să domnească luxul unor vremuri de mult apuse, de unde aerul aproape ireal, fantastic al încăperii. Boluri mari de bronz, pline cu crizanteme, erau așezate pe mese. Sofia chemă o servitoare pe care am recunoscut-o. Era aceea care ne adusese mai de mult ceai la etaj. Avea ochii roșii și se smiorcăia într-una. Am observat de asemenea că avea un mod de a-și arunca repede privirea peste umăr, cu frică parcă. Magda ni se alătură, dar ceaiul lui Filip îi fu trimis în bibliotecă. Rolul Magdei era acum o imagine inertă, înghețată de durere. Nu vorbea mai deloc. Într-un târziu întrebă: unde sunt Edith și Josephine? E deja întuneric. Dar nu mai era deloc absentă când a spus-o, ci mai degrabă preocupată. Mă simțeam din ce în ce mai neliniștit. Am întrebat-o dacă Taverner era în casă încă și Magda bănuia că da. Aveam să-l mai găsesc pe inspector. Am plecat să-l caut. Am spus că eram îngrijorată în legătură cu domnișoara de Haviland și cu copilul. El se îndreptă rapid spre telefon și dădu câteva indicații. Te anunț când aflu ceva, am spuse. I-am mulțumit și m-am întors în salon. Sofia se afla acolo cu Justus. Magda plecase. O să ne anunțe când va avea noutăți, am spus Sofiei. Ea îmi răspunse cu o voce stinsă: ceva s-a întâmplat, Charles. Ceva trebuie să se fi întâmplat. Draga mea, Sofia, încă nu e chiar atât de târziu. De ce vă tot agitați? Spuse Justus. Probabil că au mers la cinematograf. Apoi ieși din cameră. S-ar putea să o fi dus pe Josephine la vreun hotel sau chiar în Londra, am spus Sofiei. Cred că a înțeles că fetița era în pericol. Poate că și-a dat seama mai bine decât noi. Sofia îmi răspunse cu privire sumbră, pe care nu o puteam pătrunde. A sărutat de adio. Nu pricepeam ce voia să spună prin această remarcă fără logică, sau ce trebuia să deduc din asta. Am întrebat dacă Magda era îngrijorată. Mama? Nu, ea e în regulă. Nu are noțiunea timpului. Acum citește o piesă nouă a lui Vavasor Jones, intitulată Aranjamentele unei femei. E o piesă nostimă despre o crimă cu o femeie barbă albastră, piesă plagiată, din punctul meu de vedere, după arsenic și dantelă veche. Totuși, are un rol feminin bun, o femeie căreia îi place la nebunie să fie văduvă. Nu am mai zis nimic. Stăteam alături, prefăcându-ne că citim. Pe la 10:15 intră Taverner. Chipul lui părea pregătit pentru ce urma să ne spună. Sofia se ridică și îl privi întrebătoare. Îmi pare rău. Am niște vești proaste pentru voi. Am dat mașina în urmărire generală. Unul dintre șoferi ne-a reportat că ar fi văzut o mașină marca Ford cu număr de înmatriculare asemănător care ar fi ieșit de pe drumul principal la Flaxpur Heath și ar fi luat-o prin pădure. Pe drumul către cariera Flaxpur? Da, doamnă Leonides. Făcă o pauză și apoi continuă. Mașina a fost găsită în carieră. Ambii pasageri au fost găsiți morți. A fost o moarte rapidă. Josephine! Era țipătul Magdei, care stătea în ușă. Vocea ei se transformă într-un bocet. Josephine! Copilașul meu! Sofia se îndreptă spre ea și o cuprinse în brațe. Așteptați o clipă, le-am zis. Mi-amintisem ceva. Edith de Haviland scrisese două scrisori și apoi ieșise cu ele în mână pe hol. Dar nu mai le avea atunci când urcase în mașină. Am alergat pe hol către biroul lung de sejar. Am găsit scrisorile împinse în spatele unui samovar din bronz. Cea de deasupra era adresată inspectorului șef Taverner. Taverner mă urmase. I-am înmânat scrisoarea, iar el i-a sfâșiat plicul nerăbdător. Stând lângă el, i-am putut citi conținutul scurt. Speranța mea este că veți citi această scrisoare abia după moartea mea. Nu vreau să intru în detalii, dar îmi asum întreaga responsabilitate pentru moartea cumnatului meu, Aristide Leonides, precum și pentru cea a lui Janet Rowe. Bona. Prin aceasta, declar solemn că Brenda Leonides și Lawrence Brown sunt nevinovați de moartea lui Aristide Leonides. Investigațiile doctorului Michael Chavez
care locuiește pe Harley Street, numărul 783, vă vor confirma că mai aveam doar câteva luni de trăit. Prefer să aleg această cale și să cruț doi oameni nevinovați de chinul de a fi învinuiți pentru o crimă pe care nu au comis-o. Sunt sănătoasă mental și în perfectă cunoștință de cauză pentru ceea ce scriu aici. Edith Elfrida de Havilland. După ce am citit scrisoarea, mi-am dat seama că și Sofia o citise, indiferent de părerea lui Taverner. Mătușă Edith, murmură ea. Mi-aminteam de Edith de Havilland, strivind nemilos cu piciorul florile de rochița sărândunicii. Îmi aminteam de suspiciunile mele de la început, aproape fanteziste, legătură cu ea. Dar de ce? Sofia dădu glas gândurilor mele. Dar de ce Josephine? De ce a luat-o pe Josephine cu ea? De ce a făcut toate acestea? Ce motiv avea? Am întrebat. Dincolo de toate întrebările, adevărul era evident. Totul mi se părea clar acum. Mi-am dat seama că țineam în mână cea de-a doua scrisoare a lui Edith. Am privit-o și mi-am văzut numele scris pe ea. Era mai groasă decât cealaltă. Bănuiam ce conținea chiar înainte să o deschid. Am rupt plicul, iar din el a căzut carnețelul cel negru al Josefinei. L-am ridicat de jos și s-a deschis la prima pagină. Ca venind de departe, vocea Sofiei se auzi clară și echilibrată. Am înțeles totul greșit, spuse ea. Nu Edith a făcut-o. Nu, am confirmat eu. Apoi s-a apropiat de mine și mi-a șoptit. E Josephine, nu-i așa? Într-adevăr, Josephine fusese. Ne-am plecat privirile asupra primelor însemnări din carnețelul negru, notate cu un scris încă neformat, de copil. Azi l-am ucis pe bunicul. Capitolul 26. 1. M-am întrebat după aceea cum de fusesem atât de orb. Adevărul fusese atât de evident tot timpul. Numai și numai Josephine se potrivea profilului. Orgolul ei nemăsurat, permanenta stimă de sine, plăcerea de a discuta, faptul că sublinia constant că ea este o fată isteață, în timp ce polițiștii sunt atât de proști. Nu am luat-o deloc în calcul, pentru că nu era decât o copilă. Dar existau copii care comiseseră crime, iar această crimă era pusă la cale de un copil. Chiar bunicul ei îi oferise metoda. De fapt, îi oferise întregul plan. Tot ce trebuia să facă era să nu lase amprente. Iar romanele polițiste au ajutat-o din plin în acest sens. Restul a fost o nimica toată, diferite chestii spicuite de prin romanele polițiste. Carnețelul, investigația, presupusele suspiciuni, insistența de a nu spune nimic până când avea să fie foarte sigură. Totul culminând cu atacul asupra ei înseși. A reușit aproape incredibilă, având în vedere că putea să o coste viața. Dar, copil cum era, nu luase niciodată în calcul această posibilitate. Ea era personajul principal. Eroina nu e niciodată ucisă. Totuși, fuseseră câteva indicii. Urmele de pământ de pe scaunul vechi din spălătorie, de pildă. Josephine era singura persoană care ar fi trebuit să se cațere pe un scaun pentru a fi suficient de înaltă încât să potrivească bucata de marmură deasupra ușii. E clar că aceasta a ratat-o de mai multe ori, dovadă crestăturile lăsate pe podea și că, răbdătoare, s-a urcat din nou și a pus-o la loc, apoi a șters-o cu eșarfa pentru a nu lăsa amprente. În cele din urmă, piatra a căzut, iar Josephine a scăpat de moarte ca prin miracol. A fost scenariul perfect. A produs exact impresia pe care o dorise. Era în pericol. Știa ceva și a fost atacată din cauza asta. Înțelegeam acum că mi-a trasese atenția intenționată asupra prezenței ei în camera rezervoarelor și că își devastase camera înainte de a merge în spălătorie. Dar când s-a întors de la spital, când a văzut că Brenda și Lawrence fuseseră arestați, cred că a fost nemulțumită. Cazul era încheiat, iar ea, Josephine, era în afara reflectoarelor. Așa că a furat digitalina din camera lui Edith și a pus-o în propria ceașcă de cacao cu lapte, după care a lăsat-o pe masă neatinsă. Știa că Bona o va bea? Posibil. După reacția ei din acea dimineață, nu-i plăcea când Bona o critica. Oare Bona bănuia ceva, ca urmare a experienței ei de o viață cu copiii? Cred că Bona știa. Știuse întotdeauna că Josephine nu era un copil normal. Cu toată dezvoltarea ei intelectuală atât de precoce, simțul moral îi rămânsese într-un stadiu inferior. De asemenea, se poate ca diferite trăsături ereditare,
ceea ce Sofia numise răutatea familiei, să se fi unit în personalitatea lui Josephine. Avusese parte de o răutate autoritară din partea bunicii și de una egoistă, a Magdei, care nu vedea decât punctul ei de vedere. Se poate să mai fi suferit, ca și Philip, de stigmatul de a fi fost copilul nedorit, schimbat la naștere, al familiei. Și, până la urmă, avea același spirit sucit ca bătrânul Leonides. Era nepoata lui. Îi semăna în istețime și în viclenie, însă dragostea lui era orientată către familie și prieteni, pe când a ei era îndreptată către ea însăși. M-am gândit că bătrânul Leonides înțelesese ceea ce nimeni altcineva din familie nu reușise, că Josephine putea reprezenta un pericol atât pentru ceilalți, cât și pentru ea însăși. Nu i-a permis să aibă viața normală de școlăriță, pentru că era teamă de ceea ce ar fi putut face. A protejat-o ținând-o acasă. Și acum îi înțelegeam rugămintea insistentă adresată Sofiei de a avea grijă de Josephine. Și atunci, hotărârea bruscă a Magdei de a o trimite pe Josephine peste hotare, să fi fost oare motivată tot de teama față de copilă? Probabil că nu a fost o teamă conștientă, ci mai degrabă un vag instinct matern. Dar Edith de Havilland, o fi fost ea prima care a bănuit ceva, apoi s-a temut de propriile bănuieli, care ulterior s-au confirmat? M-am uitat la scrisoarea din mâna mea. Dragă Charles, aceasta este o confidență pe care ți-o fac ție și implicit Sofiei, dacă vei considera că trebuie să afle. Este absolut necesar să știe cineva adevărul. Am găsit asta în cușca de câine nefolosită de lângă ușa din spate. Îl păstra acolo. Confirmă ceea ce eu bănuiam deja. Ceea ce urmează să fac poate fi bine sau rău. Nu știu. Dar în orice caz, viața mea se apropie de sfârșit. Și nu vreau ca fetița să sufere, așa cum cred că s-ar întâmpla dacă i s-ar cere socoteală pe pământ pentru ceea ce a făcut. Întotdeauna există un copil care nu e chiar sănătos. Dacă greșesc, Dumnezeu să mă ierte. Dar fac ceea ce fac din dragoste. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi. Edith de Havilland. Am ezitat o secundă, după care i-am dat scrisoarea Sofiei. Mai apoi, am deschis împreună carnețelul lui Josephine. Azi mi-am ucis bunicul. Am întors paginile. Era o lucrare uimitoare. Interesantă, cred, pentru un psiholog. Explica totul cu claritate îngrozitoare. Era furia unui egoism zadarnic. Motivul crimei fusese notat acolo, jalnic de copilăresc și insuficient. Bunicul nu vrea să mă lase să învăț să dansez din buric, așa că am decis să-l omor. Apoi vom merge să locuim la Londra, iar pe mama nu o va deranja dacă învăț să dansez din buric. Menționez doar câteva paragrafe. Toate sunt semnificative. Vreau să merg în Elveția. Nu voi merge. Dacă mama mă obligă, o să o omor și pe ea. Numai dacă aș putea face rost de o travă. Poate o obțin din fructe negre de soc. Cartea spune că pot. Sunt mai enervat foarte rău azi. Spune că nu sunt decât o fată și că nu știu nimic și că investigațiile mele sunt prostești. Nu m-ar mai considera prostuță dacă ar ști că eu sunt cea care a comis crima. Îmi place Charles, dar e cam fraier. Încă nu m-am hotărât cui să-i înscenez crima. Poate Brandy și lui Lawrence. Bronda era cu mine. Spune că nu sunt treagă la cap. Dar de Lawrence îmi place. Mi-a povestit despre Charlotte Corday, figura Revoluției franceze executată prin ghilotinare în 1793. Ea a ucis pe cineva în baia proprie. N-a fost o mișcare prea inteligentă. Ultimul paragraf era revelator. O urăsc pe bonă. O urăsc. O urăsc. Spune că nu sunt decât o fetiță. Spune că mă laud. O face pe mama să mă trimită în străinătate. O să o omor și pe ea. Cred că medicamentul mătușii Edith va fi suficient. Dacă va mai fi încă o crimă, poliția va reveni și va fi din nou interesant. Bona a murit. Sunt fericită. Nu m-am decis încă unde să ascund flaconul de pilule. Poate în camera mătușii Clemency. Sau poate în cea a lui Eustace. Când voi muri de bătrânețe, voi lăsa acest carnețel șefului poliției, pentru a vedea ce criminală impresionantă am fost. Am închis carnețelul. Lacrimile Sofiei curgeau și roaie. Ah, Charles! Îngrozitor! Era cu adevărat un mic monstru. Și totuși ce a făcut? E atât de patetic! Aveam același sentiment. Îmi plăcuse Josephine. Încă mai țineam la ea.
Nu-ți place un om mai puțin doar pentru că are tuberculoză sau o altă boală fatală. Josephine fusese așa cum a spus Sofia, un mic monstru. Dar a fost un mic monstru patetic. Se născuse cu un defect. Fusese copilul sucit din căsuța strâmbă. Dacă ar fi trăit, ce s-ar fi întâmplat cu ea? M-a întrebat Sofia. Cred că ar fi fost trimisă la o școală de corecție sau la o școală specială. Mai târziu ar fi fost eliberată sau ar fi fost trimisă la nebuni. Nu știu sigur. Se cutremură. E mai bine așa. Dar mătușa Edith, nu-mi place să știu că a luat vina asupra ei. A fost alegerea ei. Însă nu cred că va mai ști asta și altcineva în afară de familie. Îmi imaginez că atunci când Brenda și Lawrence vor fi aduși în fața instanței, se vor retrage plângerile împotriva lor și vor fi eliberați. Iar tu, Sofia, am continuat eu pe un alt ton și luându-i mâinile între ale mele, te vei căsători cu mine. Tocmai am aflat că trebuie să plec în Persia. Vom merge acolo împreună și vei uita de casa strâmbă. Mama ta va continua să pună în scenă diverse piese, tatăl tău își poate cumpăra și mai multe cărți, iar Eustace va merge în curând la universitate. Nu-ți mai face griji pentru ei. Gândește-te la mine. Sofia s-a uitat în ochii mei. Nu ți-e frică să te căsătorești cu mine, Charles? De ce? În sărmâna copiliță Josephine s-a adunat tot ce era mai rău în familia ta. Despre tine, Sofia, cred sincer că ai moștenit de la familia Leonides tot ce era mai minunat și mai bun. Bunicul tău avea o părere foarte bună despre tine. Ți se pare că era genul de om care nu prea greșea. Capul sus, draga mea. Viitorul e al nostru. Accept, Charles. Te iubesc și mă voi căsători cu tine și te voi face fericit. S-a uitat la carnețel și a spus. Sărmana Josephine. Sărmana Josephine, am repetat și eu. 2. Care e adevărul, Charles? M-a întrebat tata. Nu-l mințisem niciodată pe bătrânul meu tată. Nu a fost Edith de Havilland, domnule. A fost Josephine. Tata a aprobat ușor din cap. Da, spuse el. Așa presupuneam și eu de ceva vreme. Sărmana copilă. Sfârșit.